Materia Negre, Negre de George Simenon. Citește Carmen Dumitriu. Capitolul 1. Înainte de a deschide ochii, Negre se încruntă, ca și cum s-ar fi temut de vocea aceea care îi strigase în somn. Unchiule! Cu ploapele închise, comisarul oftă, pipăia așternutul și înțelese că nu visa, că se întâmpla ceva, deoarece mâna lui nu găsise acolo unde ar fi trebuit să fie corpul cald al doamnei Negre. În sfârșit, deschise ochii. Noaptea era senină. Doamna Maigret, în picioare lângă fereastra cu ochiuri mici de geam, trăgea perdeaua, în timp ce jos cineva zgâția ușa și zgomotul răsuna în toată casa. Eu sunt!" Doamna Maigret privea în continuare afară și părul ei pus pe moațe forma un fel de aureolă ciudată. E Filip!" spuse ea, știind că Maigret se trezise și că, întors spre ea, aștepta să-i spună ceva. Te scoli?" Maigret coboră primul, cu picioarele goale, în papucii de pâslă. Își trăsese în grabă pantalonii pe el și, pășind pe scară, își punea haina. La treapta a opta trebuia să se aplece din cauza grinzii. De obicei o făcea din reflex. De data asta însă uită, se lovi cu fruntea de grindă, bombăni, înjură, părăsi casa scării rece ca gheață și intră în bucătărie, încă se mai simțea o undă de căldură. Ușa aia prevăzută cu gratii de fier. De cealaltă parte a ei, Filip îi spunea cuiva, nu durează mult, ajungem la Paris înainte să se facă ziua. Doamna Maigret se îmbrăca acum și pașii ei puteau fi auziți la primul etaj. Maigret deschise ușa, morocănuț din cauza că se lovise la cap. Tu ești!" mormăi el, văzându-și nepotul în stradă. O lună uriașă plutea deasupra plopilor desfrunziți și făcea cerul atât de luminos, încât se conturau cu claritate și cele mai mici crengi, iar Loara, dincolo de cotitura drumului, era toată o forfoteală de paiete argintii. Bate vântul dinspre est," spuse Maigret. Așa cum ar fi făcut orice locuitor al ținutului văzând cum se încrețea suprafața fluviului. Sper că n-am trezit-o pe Tandy. Filip avea fața amorțită de frig. În spatele lui, pe fondul câmpului alb de chiciură, se profila silueta stranie a unui taxi G7. La șoferul afară? Trebuie să vorbesc imediat cu dumneata. Intrați repede amândoi, le strigă din bucătărie doamna Maigret, care aprindea o lampă cu petrol. Și adăugă la adresa nepotului ei. Încă nu avem curent electric. Avem instalația făcută, dar încă nu ne-au dat curent. Într-adevăr, un bec atârna la capătul unui fir electric. Există astfel de detalii pe care le remarci fără să vrei. Iar atunci când ești deja nervos, e de ajuns ca să te irite. În minutele următoare, Filip avea să se uite de multe ori la acel bec și la sârma strâmbă de care atârna, care nu foloseau la nimic, poate doar ca să scoată în evidență tot ce era învechit în acea casă de țară sau fragilitatea confortului modern. Vii de la Paris? Încă amețit de somn, Maigret se sprijinea de cămin. Prezența taxiului pe drum făcea întrebarea la fel de inutilă ca și becul. Dar există momente în care vorbești așa, ca să te afli în treabă. O să-ți spun tot, unchiule. Sunt într-o situație îngrozitoare. Dacă nu mă ajuți, dacă nu fi la Paris, nu știu ce o să se întâmple cu mine. Îmi pierd capul. Uite, nici n-am sărutat-o pe tanti. Tânărul atinse foarte ușor de 3 ori obrajii doamnei Maigret, care se îmbrăcase cu un capot peste cămașa de noapte. Nepotul îndeplini acest ritual ca un copil. Apoi, imediat, se așeză la masă și își prinse capul cu amândouă mâinile. Maigret își umplea pipa privindu-l, iar soția lui îngrămădea vreascuri în vărătră. Atmosfera avea ceva nefiresc, amenințător. Maigret, de când se pensionase, pierduse obiceiul sculatului în crucea nopții și asta i-a mintea, fără să vrea, de nopțile petrecute lângă un bolnav sau un mort. Mă întreb cum am putut să fiu atât de prost, spuse deodată Filip printre suspine. Emoția sa răbufnea brusc. Plângea fără lacrimi. Se uita în jur ca unul care caută să-și verse nervii pe ceva, în timp ce, contrastând cu această agitație în gol, Maigret ridica fitilul lămpii cu petrol, iar primele flăcări prindeau să se înalțe în cămin. Mai întâi ai să bei ceva. Unchiul luă o sticlă de tescovină și 2 pahare dintr-un dulap, unde se aflau resturi de mâncare și care mirosea carne rece. Doamna Maigret își puse saboții și plecă să aducă lemne pentru foc. Noroc! Și încearcă să te liniștești. Mirosul freascurilor care ardeau se amesteca acum cu cel al tescovinei. Filip, năuc, se uită la mătușa lui care se ivi fără zgomot din întuneric, cu brațele încărcate de butuci. Era miop și văzut dintr-un anume unghi, ochii lui păreau imensi în spatele lentilelor ochelarilor, ceea ce îl făcea să semene cu un copil intrat în panică. S-a întâmplat chiar în noaptea asta. Trebuia să fac o pândă pe strada Fontaine. Stai puțin, îl întrerupse Maigret, așezându-se călare pe un scaun de pai și aprinzându-și pipa. Cu cine lucrezi? Cu comisarul Lamadie. Spune mai departe. Maigret, trăgând încetişor din pipă, miji ochii, zărind parcă, dincolo de peretele vătruit și de etajera cu cratițe din cupru, imagini ce erau la fel de familiare.
La poliția judiciară, biroul lui Amadieu era ultimul pe dreapta, la capătul culoarului. Amadieu era un bărbat slab și trist, care fusese numit comisar divizionar în momentul în care Maigret se pensionase. Mai are mustățile alea mari? Le are. Am avut ieri un mandat de aducere pentru Pepito Palestrino, patronul de la Floria, cabaretul de pe strada Fontaine. Ce număr? 53, lângă un negustor de ochelari. De vremea mea acolo era toreador. Trafic de cocaină? La început, apoi și altceva. Șeful auzise că Pepito era înhăitat cu Barnabe, tipul care a fost lichidat în Place Blanche acum 15 zile. Probabil că ai citit în ziare. Fă o cafea, îi spuse Maigret soției sale. Și cu acel oftat de ușurare al unui câine care se culcă în sfârșit după ce s-a învârtit în jurul cozii, își sprijini coatele pe speteaza scaunului și își așeză bărbia peste mâinile încrucișate. Din când în când, Filip își scotea ochelarii să le șteargă lentilele și, preț de câteva clipe, părea orb. Era un tânăr înalt, roșcovan, bine făcut, cu tenul de un roz ca de bomboană. Știi că nu mai facem ce vrem. Pe vremea dumitale, Pepito ar fi fost arestat în miez de noapte. Acum legea trebuie respectată întocmai. Așa că șeful a luat hotărârea să fie arestat la 8 dimineața. Până atunci, aveam sarcina să-l supraveghez. Se împotmolea parcă în calul profund al încăperii, apoi brusc, cu o tresărire, revenea la tragedia lui și se uita în jur cu o privire rătăcită. În schimb, Maigret parcă adulmeca mireasma Parisului ascultând cuvintele nepotului său. Își imagina firma luminoasă de la Floria, portarul cu ochii după mașini și pe ruda lui sosind seara în apropiere. Scoate-ți pardesiul, Filip, spuse doamna Maigret. O să răcești când pleci. Era în smoking. Arăta destul de ciudat în bucătăria joasă, cu tavanul din grinzi groase și pardoseala din gresie roșie. Mai bea puțin. Dar Filip se ridică brusc, își strânse mâinile gata să și le frângă, cuprins de un nou acces de furie. Dacă ai ști, unchiule... Ar fi vrut să plângă și nu putea. Privirea lui întâlni din nou becul electric. Tropăi ușor de enervare. Pun prin soare că foarte curând voi fi arestat. Doamna Maigret, care prepara cafeaua, se întoarse spre el cu ibricul în mână. Ce tot spui? Maigret fuma netulburat, lărgindu-și gulerul cu mici broderii roșii de la cămașa de noapte. Așadar, executai o supraveghere în față la Floria. Nu în față. Am intrat, răspunse Filip, rămânând în picioare. În capătul celălalt al cabaretului există un mic birou și Pepito și-a instalat acolo un pat de campanie. Acolo doarme de cele mai multe ori, după ce încuie ușile. Pe drum trecu o brișcă. Pendula se oprise. Maigret se uită la ceasul lui, care atârna de un cui deasupra căminului și arăta ora 4:30. În grajduri, oamenii începeau să mulgă vacile și șaretele se îndreptau spre piața din Orleans. Taxiul staționa mai departe, în fața casei. Am vrut să fac pe deșteptul, mărturisi Filip. Săptămâna trecută șeful m-a certat și mi-a spus... Roșii tăcu și căută un punct unde să-și fixeze privirea. Ce ți-a spus? Nu o mai știu. Știu eu. Dacă e vorba de Amadieu, probabil că a spus ceva de genul: ești un fantezist, domnule, un fantezist ca unchiul tău. Filip nu răspunse nici da, nici nu. Pe scurt, am vrut să fac pe deșteptul, se grăbie să continue. Pe la 1:30, când clienții au plecat, m-am ascuns în toaletă. Îmi spuneam că dacă Pepito a aflat ceva, poate că va încerca să facă marfa să dispară. Știi ce s-a întâmplat? Maigret, cu un aer și mai grav, dădu lemn din cap. Pepito era singur, sunt sigur de asta. Dar la un moment dat a răsunat o împușcătură. Mi-au trebuit câteva secunde să înțeleg, apoi alte câteva ca să dau fuga în sală. Noaptea părea mai mare. Era aprins un singur bec. Pepito zăcea între două șiruri de mese și în cădere răsturnase câteva scaune. Era mort. Maigret se ridică și își umplu paharul ochi în timp ce soția lui îi făcea semn să nu bea prea mult. Asta e tot? Filip se plimba prin bucătărie și, deși se exprima de obicei destul de anevoios, începu să vorbească liber, cu o voce seacă și răutăcioasă. Nu, nu e tot. Atunci am făcut prostia. M-a cuprins panica, nu mai eram în stare să judec. Sala goală era sinistră, parcă toată cenușie. Pe jos și pe mese erau împrăștiate serpentine. Pepito zăcea într-o poziție ciudată, pe o parte, cu mâna aproape de rană și părea că se uită la mine. Ce să spun? Am scos revolverul și am început să vorbesc. Nu știu ce am strigat. Iar vocea mea m-a speriat și mai mult. Peste tot erau petice de întuneric, draperii și mi se părea că ceva se mișcă. Am făcut un efort, m-am dus să văd. Deschideam brusc o ușă sau smulgeam o draperie de catifea. Jos am găsit tabloul electric și am vrut să aprind toate luminile. Am răsucit comutatoarele la întâmplare și totul a devenit și mai înspăimântător. S-a aprins și un reflector roșu. Ventilatoarele au început să zbârne în toate colțurile. Cine e acolo? Am strigat.
Tânărul își mușcă buzele. Mătușa se uita la el, la fel de emoționată ca și dânsul. Era fiul surorii sale. Se născuse în Alsacia, iar Maigret îl ajutase să se angajeze la poliția judiciară. Aș prefera să știu într-o administrație, spusese sora ei. Acum, nepotul zicea cu o voce ușor gâfâită. Nu trebuie să fii supărat pe mine, unchiule. Nici eu nu știu cum s-a întâmplat. Abia dacă mi-amintesc. În orice caz, am tras, pentru că mi se părea că văd mișcându-se ceva. Mă repezeam brusc într-o direcție, apoi mă opream. Mi se părea că aud pași, șoapte, și nu dădeam peste nimic. Niciodată n-aș fi crezut că sala era atât de mare și plină de atâtea obstacole. În cele din urmă, am ajuns în birou. Pe masă se afla un revolver. Am pus mâna pe el instinctiv. Țeava era caldă. Am scos încărcătorul și am văzut că lipsea un glonț. Idiotule! Mormăi Maigret printre dinți. Cafeaua burea în boluri și doamna Maigret, cu zaharnița în mână, stătea așa, fără să știe ce face. Îmi pierduse în capul. Mi s-a părut iar că aud zgomot dinspre ușă. Am fugit spre ea. Abia apoi mi-am dat seama că aveam câte o armă în fiecare mână. Unde ai pus revolverul? Vocea lui Maigret era dură. Filip lăsă ochii în jos. Prin cap treceau tot felul de gânduri. Dacă se ajungea la concluzia că a fost o crimă, aveau să creadă că, de vreme ce eram singur acolo cu Pepito... Dumnezeule, gemu doamna Maigret. Asta a durat doar câteva secunde. Am așezat revolverul lângă mâna cadavrului ca să se creadă că e vorba de o sinucidere. Apoi, Maigret se ridică și cu mâinile la spate se proțăpi în fața căminului în atitudinea lui preferată. Nu era bărbierit. Se mai îngrășase puțin de când, activ fiind, se posta astfel în fața sobei sale de la poliția judiciară. Când a ieșit, ai întâlnit pe cineva, nu-i așa? Era sigur. Exact în momentul în care dădeam să închid ușa în urma mea, m-am ciocnit de un bărbat care trecea pe trotuar. I-am cerut scuze. Fețele noastre aproape că s-au atins. Nici măcar nu mai știu dacă pe urmă chiar am închis ușa. Am mers așa până în piața Clichy. Am urcat într-un taxi și i-am dat adresa dumitale. Doamna Maigret puse zaharnița pe masa de fag și îl întrebă încet pe soțul ei. Cu ce costum te îmbraci? Preț de o jumătate de oră, domnii dezordinea. Maigret putea fi auzit bărbierindu-se și îmbrăcându-se în camera lui. Doamna Maigret prăjea ouă și vorbea cu Filip. Ce mai știi de mama ta? E bine. Trebuie să vină la Paris de Paște. El poftilă să intre pe șofer, care nu voi să-și dea jos pardesiul gros de culoare maronie. Picături mici de apă îi tremurau în mustață. Se așeză într-un colț și nu se mai mișcă de acolo. Unde sunt bretelele? Strigă Maigret de la etaj. În primul sertar al comodei. Apoi Maigret coborâ, bardesiul lui cu guler de catifea și cu melonul pe cap. Dădu la o parte ouăle care erau servite și, cu toate că soția lui nu era de acord, băușa al patrulea pahar de tescovină. Se făcuse 5:30 când cei trei bărbați ieșiră din casă și se îndreptară spre taxi. Motorul porni greu. Doamna Maigret dârdâia de frig în ușa întredeschisă, în timp ce lampa cu petrol făcea să danseze lumini roșietice în micile ochiuri de geam. Afară era atâta lumină încât s-ar fi putut crede că se crăpa de ziua. Dar era februarie și nopțile erau argintii. Fiecare fir de iarbă purta o picătură de chiciură. Merii din grădina vecină erau atât de albi de la îngheț încât păreau fragili ca sticla. În 2-3 zile sunt înapoi, strigă Maigret. Filip, stânjenit, strigă și el. La revedere, tanti! Șoferul închise portiera și în primele minute schimbă cu sârg vitezele. Îmi cer iertare, unchiule. De ce? De ce? Filip nu îndrăzni să spună. Cerea iertare deoarece simțea că această plecare avea ceva dramatic. Și amintea de silueta unchiului său, mai adineaur, lângă cămin, în cămașă de noapte, cu hainele lui vechi și în papuș de casă. Iar acum, abia dacă îndrăznea să-l privească. Bineînțeles, alături de el era chiar Maigret, fumându-și pipa, cu gulerul de catifea ridicat și pălăria pe cap. Dar nu era un Maigret entuziast. Nu era nici măcar un Maigret sigur pe el. De 2 ori întorsese capul spre căsuța lui care dispărea din părtare. La 8 va ajunge Amadieu pe strada Fontaine, întrebă Maigret. La 8. Aveau timp. Taxiul mergea destul de repede. Traversară Orléans, unde se puneau în mișcare primele tramvaie. În mai puțin de o jumătate de oră ajunseră la piața din Arpajon. Ce crezi, unchiule? Curenți reci de aer pătrundeau în mașină până la ei. Cerul era senin, iar la răsărit începea să prindă o nuanță aurie. Cum a putut fi omorât pe Pito, întrebă Filip, oftând fără să primească un răspuns. Oprire la ieșirea din Arpajon ca să se încălzească într-un bistrou și aproape imediat se lumină de ziua, soarele palid ridicându-se treptat la orizontul câmpurilor. Eram acolo doar eu și el. Taci, replică Megregule Hamite. Nepotul lui, ca un copil prins cu mâța în sac, se ghemui în colțul lui și nu mai îndrăzni să-și ia ochii de la portieră.
Intrară în Paris exact când începe agitația dimineții. Trecură pe lângă leul din Belfort, străbătură bulevardul Raspail, Pont Neuf. Culorile erau atât de vii încât ai fi zis că orașul tocmai fusese spălat cu apă curată. Un șir de șlepuri urca lent pe Sena și remorchierul, ca să-și anunțe prezența, șuiera, scoțând jeturi de aburi albi. Câți trecători erau pe strada Fontaine când a ieșit? Nu l-am văzut decât pe cel de care m-am ciocnit. Maigret oftă și-și goli pipa, lovind-o ușor de tocul pantofului. Unde vreți să coborâți? Întrebă șoferul, care lăsase jos geamul despărțitor. Opriră un moment pe chei ca să lase valiza lui Maigret la un hotel, apoi reveniră la taxi și cerură să fie duși pe strada Fontaine. Sunt îngrijorat nu atât de ce s-a întâmplat la Floria, cât de omul de care te-ai ciocnit. Ce crezi? Cred nimic. Era una dintre expresiile lui preferate, care revenea din trecut exact în momentul în care întorcea capul să zărească silueta pe vremuri atât de familiară a Palatului de Justiție. Pentru un moment, m-am gândit să mă duc la șeful cel mare și să-i spun totul, murmură Filip. Maigret nu răspunse. Și, până la strada Fontaine, păstră în fața ochilor imaginea Senei, curgând învăluită într-o ceață fină, albastră-aurie. Se opriră la 100 de metri de numărul 53. Filip își ridică gulerul pardesiului ca să-și ascundă smokingul, dar trecătorii întorceau totuși capul după pantofii lui de lac. Era abia 7:50. Se spălau geamurile bistroului din colț, Tabac Fontaine, care era deschis toată noaptea. Oamenii care mergeau la muncă se opreau acolo și înghițeau grăbiți o cafea cu lapte și un croissant. Servea un chelner, un tânăr din Auvergne, cu părul negru, pentru că patronul nu se culca înainte de 5-6 și se trezea abia la prânz. Pe o masă rămăseseră chiștoace de țigări și de trabucuri în jurul unei tăblițe pe care erau scrise punctele de la belotă. Maigret cumpără un pachet de tutun și ceru un sandwich, în timp ce Filip își pierdea răbdarea. Ce-a fost aici azi noapte?" întrebă fostul comisar cu gura plină de pâine și jambon. Și, în timp ce lua banii, chelnerul răspunse netulburat. Se spune că patronul de la Floria a fost ucis. Palestrino? Nu știu. Eu sunt de zi. Ziua, localurile de noapte sunt închise. Ieșiră. Filip nu îndrăznea să spună nimic. Vezi? Mormăi Maigret. Apoi, la marginea trotuarului, adăugă. Asta a făcut omul de care te-ai ciocnit, înțelegi? În mod logic, n-ar fi trebuit să se știe nimic înainte de ora 8. Mergeau spre Floria, dar se opriră la 50 de metri. În fața ușii putea fi zărit chipiul unui agent de poliție. Pe celălalt trotuar se afla un grup de oameni. Ce să fac? Șeful tău e sigur aici. Du-te la el și spune-i... Dar dumneata, unchiule? Maigret dădu din numeri și continuă. Spune-i adevărul. Și dacă mă întreabă unde m-am dus după aceea? Îi răspuns că ai venit la mine. Tonul era resemnat. Porniseră cu stângul, asta era. O poveste stupidă desvenea să scrâșnești din dinți de ciudă. Îmi ceri iertare, unchiule. Fără scene duioase în mijlocul străzii. Dacă nu te reține, ne întâlnim la Shop de Pont Neuf. În caz că nu sunt acolo, îți las un bilețel. Nici măcar nu-și strânserseră mâinile. Filip porni grăbit spre Floria, spre agentul de poliție care nu-l cunoștea și care nu-l lăsă să treacă. Inspectorul se văzu nevoit să-și arate insigna, apoi intră. Maigret, cu mâinile în buzunare, rămase la distanță ca un gură cască. Aștepta. Stătea așa aproape o jumătate de oră, fără să știe ce se întâmpla în local. Comisarul Amadieu ieși primul, urmat de un bărbat cu o înfățișare ștearsă, mic de statură, care părea a fi un chelner. Maigret nu avea nevoie de explicații. Știa că era trăgătorul de care se ciocnise Filip. Dicea întrebarea lui Amadieu. Aici te-ai lovit de el? Chelnerul făcu un semn afirmativ. Cu un gest, comisarul Amadieu îl chemă pe Filip, care rămăsese înăuntru și care a apărut la fel de emoționat ca un elev la conservator, ca și cum întreaga stradă ar fi știut ce bănuieli planau asupra lui. Acesta este domnul care ieșea în acel moment? Probabil că întreba Amadieu, trăgându-se de mustața lui neagră. Chelnerul dădu din nou afirmativ din cap. Mai erau încă doi inspectori. Comisarul divizionar se uită la ceas și, după o scurtă discuție, chelnerul se îndepărtă și intră în bistrou, în timp ce polițiștii se întorceau în localul de noapte. După un sfert de oră, două mașini sosiră una după alta. Parchetul. Trebuie să mă întorc acolo ca să repet declarațiile, îi spuse chelnerul colegului său de la Tabac Fontaine. Încă un șpriț, repede. Și, jenat de privirea grea lui Maigret, care bea un țap de bere aproape de el, întrebă ceva mai încet. Cine e tipul ăsta? Capitolul 2. Maigret desenă cu sârguința unui școlar un dreptunghi și undeva în mijlocul acestui dreptunghi trasă o cruce mică. Cu capul ușor a plecat într-o parte, își privi opera strâmbându-se. Dreptunghiul reprezenta Floria, iar crucea era pepit.
La capătul dreptunghiului, Maigret desenase un altul mai mic, biroul. Și în acest birou, un punct reprezenta revolverul. Tot ce făcuse nu folosea la nimic, nu însemna nimic. Cazul nu era o problemă de geometrie. Totuși, Maigret se încăpățâna. Mototoli hârtia și începu un alt desen. Mai că acum nu se mai gândea la sensul dreptunghiului și al crucilor. Cu capul înclinat într-o parte, foarte concentrat, încerca să perceapă de aici, de colo, frântunele de frază, o privire, să surprindă o atitudine. Stătea pe locul lui de altă dată, în capătul sălii de la Shop du Pont Neuf. Era prea târziu să se întrebe dacă făcuse bine sau nu că venise acolo. Toată lumea îl văzuse. Patronul dăduse mâna cu el. Toate bune? Maigret stătea lângă fereastră și zărea Pont Neuf, învăluit în lumina roz a soarelui, treptele mari ale Palatului de Justiție, poarta arestului. Cu un șervet alb sub braț și o expresie veselă pe față, patronul braseriei credea că e amabil, adăugând. E bine, nu? Ați venit să mă mai revedeți colegii. Inspectorii de la supravegherea străzilor și a hotelurilor nu-și pierduseră obiceiul de a face o belotă la șop înainte de a pleca la treabă. Erau și unii noi pe care Maigret nu-i cunoștea, dar ceilalți, după ce îl salutaseră, vorbiseră cu glas căzut colegilor lor. Atunci desenase primul dreptunghi, prima cruce. Timpul trecuse. La ora aperitivului, în sală erau vreo 10 polițiști. Bravul Lucas, care lucrase la atâtea cazuri împreună cu Maigret, se apropiase de el puțin jenat. Ce mai face, șefule? Ați venit să mai respirați aerul Parisului?" Iar Maigret, pufăind din pipă, se mulțumise să mormăie. Ce spunea Madieu?" Nu era cazul să-l mintă. Vedea foarte bine fețele și cunoștea îndeajuns poliția judiciară ca să ghicească ce se întâmpla. Se făcuse ora prânzului și Filip încă nu apăruse la șop. Știți cum e comisarul Amadieu. În ultima vreme am avut unele necazuri la birou. Nu prea ne înțelegem cu parchetul, așa că... Ce a spus? Că sunteți aici, bineînțeles, că veți încerca să... Știu, să fac pe deșteptul. Trebuie să plec, vâigui Lucas intimidat. Maigret mai comandă o bere, concentrându-se asupra dreptunghiilor, în timp ce la celelalte mai multe mese se vorbea despre el. Luă prânzul în același loc unde ajunsese acum soarele. Fotograful de la identitatea judiciară mânca la o masă din apropiere. În timp ce își bea cafeaua, Maigret, cu creionul în mână, repeta pentru sine. Pepito se afla aici, între două șiruri de mese. Asasinul putea să fie ascuns oriunde, nu ducea lipsă de ascunzători. Atras, fără să aibă habar de prezența idiotului de Filip, apoi s-a îndreptat spre birou, de unde voia să ia ceva. Când a pus jos revolverul, a auzit zgomot și s-a ascuns din nou. Din acel moment, amândoi s-au jucat de-a bați ascunsălea. Era simplu. Nu avea rost să caute altă explicație. În cele din urmă, asasinul a reușit să ajungă la ușă fără să fie văzut și a ieșit în stradă, în timp ce Filip bâșbâia înăuntru. Până aici, nimic extraordinar. Oricine ar fi făcut la fel. Dar urmarea merita toată atenția. Ideea de a face în așa fel încât cineva să-l recunoască pe Filip și să depună mărturie contra lui. Lucru care și realizase peste câteva clipe. Asasinul găsise omul potrivit, în crucea nopții, pe o stradă pustie. Acesta s-a ciocnit de polițistul care ieșea și a dat fuga la agentul de poliție aflat la post în Place Blanche. Auziți, domnule agent, am văzut adineaur un tip ieșind de la Floria ca unul care a făcut ceva rău. Era atât de grăbit încât nici a mai închis ușa. Maigret, fără să-și privească foștii colegi care beau bere în sală, ghicea că cei mai în vârstă le șopteau celor tineri. Ați auzit de comisarul Maigret? El e. Iar Amadieu, care nu simpatizea deloc, probabil că spusese pe culoarele poliției judiciare. Va încerca să facă pe deșteptul. Da, vedem noi. Filip nu-și făcuse apariția nici la ora 4. Ziarele proaspăt tipărite dădeau detalii despre caz, prezentând și declarația inspectorului. Altă ispravă de-a lui Amadieu. La poliția judiciară toți se agitau, dădeau telefoane, completau dosare, audiau martori și informatori. Lui Maigret îi fremătau nările, se făia pe banchetă, dar făcea răbdător mici desene cu creionul. Trebuia să-l găsească cu orice preț pe asasinului Pepito. Numai că nu se simțea deloc în largul lui. Era teamă. Se întreba dacă va reuși. Se uita discret la tineri inspector și încerca să afle ce gândeau despre el. Filip sosi abia la 6:15 și rămase un moment în mijlocul sălii, parcă orbit de lumină. Se așeză lângă Maigret, încercă să zâmbească și bâigui. A durat mult. Era atât de ostenit încât își trecea mâna peste frunte ca și cum ar fi vrut să-și adune ideile. Vin de la parchet. Judecătorul de instrucție m-a interogat o oră și jumătate, după ce m-a lăsat să aștept 2 ore pe culoar. Ceilalți străgeau cu ochiul la ei. Și, în timp ce Filip vorbea, Maigret îi privea drept în față. Să știi, unchiule, că e mai grav decât credeam. Fiecare cuvânt era pentru comisar bogat în rezonanțe. Îl cunoștea pe judecătorul Gaston Bide,
un basc mărunțel, meticulos, disprețuitor, care își cântărea cuvintele, pregătea câteva minute fraza pe care urma să o rostească, apoi o pronunța părând că vrea să spună: ce-i putea răspunde la asta? Cunoștea și culoarul de sus, înțesat de arestați preventiv însoțiți de jandarmi, băncile pline de martori agasați, de femei lăcrimate. Filip fusese lăsat să aștepte în adins. Judecătorul m-a rugat să nu mă ocup de niciun caz, să nu încerc niciun demers înainte de sfârșitul anchetei. Trebuie să mă consider în concediu și să stau la dispoziția lui. Atmosfera devenea zgomotoasă la șop de Pont Neuf, pentru că sosise ora aperitivului de seară. Toate mesele erau ocupate. În aer plutea fumul pipelor și al țigărilor. Din când în când, un nou venit îl saluta de departe pe Maigret. Filip nu îndrăznea să se uite la nimeni, nici măcar la ruda lui. Îmi pare rău, unchiule. Ce s-a mai întâmplat? Se credea, bineînțeles, că Floria va rămâne închis cel puțin câteva zile. Nici vorbă. Astăzi s-au primit câteva telefoane, intervenții misterioase. Se pare că localul a fost vândut în urmă cu 2 zile și că Pepito nu mai era proprietarul lui. Cumpărătorul a intervenit unde trebuie și diseară cabaretul se va deschide ca de obicei. Maigret se întrase. Oare din cauza celor auzite sau pentru că Amadieu, însoțit de un coleg, intrase și se instalase la celălalt capăt al sălii? Godet! Strigă deodată Maigret. Godet era un inspector de la Brigada Montaigne, care juca belotă 3 mese mai încolo. Bărbatul întoarse capul cu cărțile în mână, ezitând. După ce termin partida? Și fostul comisar mototoli hârtiile, apoi le aruncă pe jos. Bău berea pe nerăsuflate și șterse buzele privind spre Amadieu. Acesta auzise. Urmărea scena de departe, turnându-și apă în perno. În sfârșit, intrigat, Godet se apropie. Vreți să-mi vorbiți, domnule comisar? Salut, bătrâne, spuse Maigret dând mâna cu el. Vreau o simplă informație. Mai ești la Brigada Montaigne? Bun. Poți să-mi spui dacă l-ai zărit pe Cajot la voi în dimineața asta? Să mă gândesc. Cred că a venit pe la 11. Mulțumesc, bătrâne. Asta era tot. Maigret se uita la Amadieu, Amadieu se uita la Maigret. Și acum Amadieu era cel care nu se simțea în largul lui, în timp ce Maigret își reținea zâmbetul. Filip nu îndrăznea să spună nimic. Situația devenise încordată. Jocul depășea și nici măcar nu-i cunoștea regulile. Godet! Strigă o voce. De data asta, toți angajații poliției judiciare din sală tresăriră, uitându-se la inspectorul care se ridica din nou cu cărțile în mână și se îndrepta spre comisarul Amadieu. Toți știau ce își vor spune cei doi. Era clar. Amadieu voia să știe. Ce te-a întrebat? Dacă l-am văzut pe Cajot în dimineața asta. Maigret și-a prinse pipa, lăsă chibritul să ardă cât putu de mult, apoi se ridică și strigă. Kellner! Dominând sala cu statura lui impunătoare, aștepta restul privind indiferent în jur. Unde mergem? Întrebă Filip când ajunseră afară. Maigret se întoarse spre el, parcă mirat că îl descoperea acolo. Tu te duci la culcare, răspunse el. Și dumneata, unchiule? Maigret dădu din numeri, puse mâinile în buzunare și se îndepărtă fără să răspundă. Trăise una dintre cele mai urâte zile din viața lui. Ore în șir, la masa lui, se simțise bătrân și moleșit, fără plagă, fără nicio idee. Ruptura se produsese și țâșnise o flăcăruie, dar trebuia să profite imediat de ea. Vedem noi, firea să fie, bombănii el făcându-și curaj. De obicei, la ora aceea, citea ziarul la lumina lămpii cu picioarele întinse spre butucii din vatră. Veniți des la Paris? Maigret, cu coatele sprijinite de barul de la Floria, dădu din cap și se mulțumi să răspundă. Din când în când. Îi revenise buna dispoziție, o bună dispoziție care nu se manifesta prin zâmbete, ci printr-o stare de bine interioară. Avea darul să se amuze în sinea lui, fără să-și piardă atitudinea plină de gravitate. Lângă el stătea o femeie. Îl întrebase dacă îi oferea ceva de băut și el făcuse semn că da. În urmă cu 2 ani, o profesionistă nu s-ar fi înșelat niciodată. Pardesiul lui cu guler de catifea, costumul negru din serge rezistent, caravata cu nodul gata al făcut, nu însemnau nimic. Dacă îl lua drept un provincial venit să se distreze, însemna că se schimbase. Aici s-a întâmplat ceva, nu-i așa? Întrebă el în șoaptă. Patronul a fost împușcat noaptea trecută. Femeia se înșela și asupra privirii lui, pe care o credea amuzată. Lucrurile erau mult mai complexe. Maigret regăsea o lume părăsită de mult timp. Femeiușca de lângă el o cunoștea fără să o cunoască. Era sigur că nu era înscrisă cum se cuvenea în registrele prefecturii și că pe pașaportul ei scria artistă sau dansatoare. Cât despre barmanul chinez care îi servea, Maigret ar fi putut debita fără greș fișa antropometrică. Femeia care răspundea de vestiziar
nu se înșelase. Însă și el salutase cu îngrijorare, scormonându-și memoria. Printre chelneri erau cel puțin doi pe care Maigret îi chemase în trecut la biroul lui pentru cazuri de genul morții lui Pepito. Comandase un coniac și apă. Privea distrat sala și, din instinct, ca pe hârtie, privirea lui punea cruciulițele la locul lor. Unii clienți care citiseră ziarele puneau întrebări și chelnerii îi informau, arătând locul unde fusese găsit cadavrul, după masa a cincea. Nu vrei să luăm o sticlă de șampanie? Nu, drăguțo. Femeia nu ghici nimic, dar fu cel puțin intrigată, în timp ce Maigret îl urmărea cu privirea pe noul patron, un tânăr cu părul blond pe care îl cunoscuse pe când acesta conducea un local de dans în Montparnasse. Vii la mine? Cum să nu? Acușica. Până una alta se duse la toaletă și ghici locul unde se ascunsese Filip. La capătul celălalt al sării întrezări biroul cu ușa pe jumătate deschisă. Dar nu era important. Cunoștea decorul mai înainte de a fi ajuns în strada Fontaine. Ca și pe actori. Ar fi putut, făcând turul sălii, să arate spre fiecare persoană spunând: la masa asta stau doi proaspeți căsătoriți din sud, care au venit să se distreze. Neinșorul ăsta deja beat e un german care va rămâne noaptea asta fără portofel. Mai departe, dansatorul monden are un cazier judiciar și pliculețe cu cocaină în buzunare. E înțeles cu șeful chernerilor, care a stat 3 ani la răcoare. Bruneta grăsuță a petrecut 10 ani la Maxim și își sfârșește cariera în Mormatră. Se întorse la bar. Pot să mai cer un cocktail? Întrebă femeia căreia îi mai oferise unul. Cum te cheamă? Fernand. Ce ai făcut ieri seară? Am fost cu 3 tineri, băieți de familie bună, care voiau să tragă pe nas eter. M-au dus la un hotel de pe strada Notre-Dame de Lorette. Maigret nu zâmbi, dar ar fi fost în stare să continue singur povestirea. Mai întâi am intrat pe rând la farmacia de pe strada Montmartre și am cumpărat fiecare un flacon mic de eter. Nu știam exact cum va fi. Ne-am dezbrăcat, dar nici nu s-au uitat la mine. Ne-am întins toți 4 pe 4. După ce au tras pe nas eter, unul s-a ridicat spunând cu o voce ciudată: oh, ia uite, încerc pe șifoner! Ce drăguți sunt! O să-i prind! A vrut să se dea jos de pe pat și a căzut pe covoraș. Pe mine mirosul mă îngrețoșa. I-am întrebat dacă asta era tot ce voiau de la mine și m-am îmbrăcat. A trebuit totuși să râd. Între două capete pe pernă se afla o ploșniță. Parcă aud și acum vocea unuia dintre ei care spunea ca prin vis: o ploșniță lângă nas. Și eu, a spus celălalt oftând. Și nu se mișcau. Se chiorau amândoi la ea. Femeia bău cocktailul pe nerăsuflate, apoi declară: sonați. Totuși începea să se neliniștească. Auzi, mă ții toată noaptea? Cum să nu, cum să nu, replică Maigret. O perdea despărțea barul de intrare unde se afla vestiarul. De la locul său, Maigret putea să vadă prin fanta perdelei. Deodată coborâ de pe tabureci și făcu câțiva pași. Intrase un bărbat care întrebase discret pe femeia de la vestiar: nimic nou? Bună ziua, domnule Cajot, spuse Maigret cu mâinile în buzunarele hainei și pipa în gură. Interlocutorul său, care stătea cu spatele, se întoarse lent, îl privi din cap până în picioare și mormăi: sunteți aici? Avea în spatele lor o perdea roșie și muzica din local, iar în față ușa deschisă spre stradă, unde portarul se plimba în frig. Numitul Cajot însă nu se hotărâse să scoată pardesiul. Fernand, care nu se liniștise încă, își ții nasul printre draperii, dar se trase imediat înapoi. Vezi ceva? În sfârșit, Cajot se hotărâ și își lăsă pardesiul la vestiar, fără să-l scape din ochi pe Maigret. Dacă vreți, acceptă invitatul. Șeful chernerilor se grăbi să-i conducă la o masă liberă. Fără să se uite la lista vinurilor, nou venitul mormăi: 26. Nu era în ținută de seară, ci purta un costum gri închis, la fel de prost croit ca lui Maigret. Și măcar nu se bărbierise și avea obrajii năpădiți de o barbă înspicată. Credeam că v-ați pensionat. Și eu. Asta nu însemna nimic în aparență. Totuși, Cajot se încruntă și făcu un gest ca să cheme o tânără care vindea țigări și trabucuri. La bar, Fernand se uita la ei cu ochii cât cepele. Iar tânărul Albert, care făcea pe patronul cabaretului, se întreba dacă trebuia sau nu să se apropie de masa lor. O țigară de foi? Mulțumesc, răspunse Maigret curățându-și pipa. Rămâneți mult timp la Paris? Până când asasinul lui Pepito ajunge la închisoare. Nu vorbeau tare. Lângă ei, clienții smoking se distrau aruncând biluțe și serpentine. Saxofonistul își plimba cu gravitate instrumentul printre mese. V-au chemat special pentru cazul ăsta? Germain Cajot avea o față prelungă și palidă și sprâncene stufoase de un cenușiu de mucegai.
Era ultimul om pe care te-ai fi așteptat să-l întâlnești într-un loc unde oamenii se distrează. Vorbea lent, cu răceală, urmărind efectul fiecărui cuvânt. Am venit fără să fiu chemat. Lucrați pe cont propriu? Exact. Părea o conversație banală. Probabil că până și Fernand punea pe seama unui hazard extraordinar faptul că proaspătul ei client îl cunoștea pe Cajou. De când ai cumpărat cabaretul? Floria? Greșiți. Albert e patronul. Cum era și Pepito? Cajou nu cătăgădui, se limită să schițeze un zâmbet lipsit de veselie și l-a oprit pe chelnerul care voia să-l servească cu șampanie. Și în afară de asta, întrebă el pe tonul cuiva care căuta un subiect de conversație. Ce alibi ai? Cajou zâmbi din nou și mai neutru și debită fără să clipească. M-am culcat la 9 seara, aveam puțină gripă. Portăreasa, care e și menajera mea, mi-a adus un grog și mi l-a servit la pat. Niciunul dintre ei nu dădea atenție vacarmului care îi înconjura ca un zid. Erau obișnuiți. Migre trăgea din pipă, celălalt din trabuc. Tot pughe? Întrebă fostul comisar pe când interlocutorul său îi turna șampanie. Tot. Stăteau față în față ca doi auguri, gravi, puțin încruntați, iar o femeiușcă de la o masă vecină, cu totul ignorantă, încerca să le arunce biluțe în nas. Ai obținut repede redeschiderea localului, remarcă Megre între două fumuri. Sunt și acum bine văzut la poliție. Știi că un tânăr s-a compromis prostește în povestea asta? Am citit ceva de genul ăsta în ziare. Un tânăr polițist care se ascunsese în toaletă și, cuprins de panică, l-a împușcat pe Pepito. Orchestra cânta. Un englez, cu atât mai țapând cu cât era beat, trecu pe lângă Megre murmurând. Pardon. Nu face nimic. Iar Fernand, de la bar, îi privea neliniștită. Megre îi zâmbi. Tinerii polițiști sunt imprudenți, spuse Cajou, oftând. Asta i-am spus și eu nepotului meu. Aveți un nepot interesat de problemele astea? Da, tânărul care se ascunsese în toaletă. Cajou nu putea să pălească, pentru că așa era tonul întotdeauna. Dar se grăbi să bea o gură de apă minerală, apoi să se șteargă la gură. Cu atât mai rău, nu-i așa? Așa i-am zis și eu. Fernand arătă cu bărbia spre ceasul de pe perete care indica 1:30. Megre îi făcu semn că va veni. Noroc, spuse Cajou. Noroc. E frumos la țară? Mi s-a spus că v-ați mutat la țară. Da, e frumos. La Paris iarna nu e prielnică sănătății. Și eu mi-am zis la fel când am auzit de moartea lui Pepito. Vă rog, lăsați, protestă Cajou când îl văzut deschinzând portofelul. Megre puse totuși 50 de franci pe masă, se ridică și spuse. Pe curând. Trecu prin fața barului și șopti Fernandei. Haide. Ai plătit? În stradă, ea ezită să-l ia de braț. Megre își ținea mâinile în buzunare, ca întotdeauna, și mergea cu pași mari și rari. Îl cunoști pe Cajou? Îl întrebă ea în cele din urmă. Suntem din aceeași regiune. Să știi că trebuie să te ferești de el. Nu e un tip corect. Îți spun asta pentru că pare un om cum se cade. Te-ai culcat cu dânsul? Fernand, care făcea doi pași pentru un pas de-a lui, răspunse cât se poate de simplu. Nu o se culcă el cu femeile. La Meug, doamna Megre dormea în casa care mirosea alen ars și a lapte de capră. Filip adormise și el, în camera lui de hotel de pe Rue de Dame, lângă canopiera pe care își pusese ochelari. Megre se așezase pe marginea patului, în timp ce Fernand, cu picioarele încrucișate, ofta de ușurare scoțându-și pantofii. Apoi își ridică la fel de natural rochia verde de mătase ca să-și desfacă jartierele care îi țineau ciorapii. Nu te dezbraci? Megre făcu din cap semn că nu, dar ea nu băgă de seamă pentru că scotea rochia. Fernand avea un mic apartament pe Rue Blanche. Scara, acoperită cu un covor roșu, mirosea a ceară de parchet. Când urcase, Megre văzuse sticle goale de lapte la toate ușile. Apoi traversase un salon plin cu bibelouri, iar acum întrezărea o bucătărie foarte curată, unde toate obiectele erau aranjate cu mare grijă. La ce te gândești? Întrebă Fernand, care, scoțându-și ciorapii, își dezgoli gambele lungi și albe, apoi își privi cu interes degetele de la picioare. La nimic. Pot să fumez? Găsești țigări pe masă. Megre cu pipa între dinți se plimbă prin încăpere, oprindu-se în fața fotografiei mărite a unei femei de 50 de ani, apoi în fața unui recipient din cupru în care se afla o plantă. Podeaua era dată cu ceară, iar lângă ușă se zăreau două tălpi din pâslă, de care probabil că Fernand se folosea ca să circule fără să murdărească pe jos. Ești din nord? Întrebă el fără să o privească. După ce ți-ai dat seama? Megre se opri în sfârșit în fața ei. Avea părul de un blond aproximativ, bătând înroșcat, o față neregulată, gura mare, nasul ascuțit și plin de pistrui. Sunt din Roubaix. Îți dădeai seama de asta după felul în care arăta apartamentul.
mai ales după ordinea care domnea în bucătărie. Maigret era sigur că Fernand se instala acolo, lângă sobă, și bea un bol imens de cafea, citind ziarul. Acum se uita la bărbatul din fața ei cu o umbră de neliniște. Nu te dezbraci?" întrebă ea, ridicându-se și apropiindu-se de oglindă. Apoi, imediat bănuitoare. De ce ai venit?" Presimțea ceva anormal. Mintea îi lucra cu repeziciune. Ai dreptate. N-am venit pentru asta, recunosc Maigret zâmbind. Zâmbetul lui se accentuă când o văzu luând un capot, ca și cum ar fi fost cuprinsă brusc de pudoare. Atunci ce vrei? Nu ghicea. Totuși, obișnuia să clasifice oamenii. Examina pantofii, cravata, ochii vizitatorului. Dar nu ești de la poliție. Așează-te. Vom sta de vorbă ca doi buni tovarăși. Nu te-ai înșelat chiar de tot, pentru că am fost mult timp comisar la poliția judiciară. Ea se încruntă. Nu-ți fie teamă, nu mai sunt. M-am retras la țară, iar astăzi mă aflu la Paris doar pentru că acest cajou a făcut o mârșăvie. De asta, spuse ea pentru sine, amintindu-și de cei doi bărbați stând la masă, în atitudine atât de ciudată. Trebuie să găsesc dovada, dar sunt oameni cărora nu le pot pune întrebări. Ea încetă să-l mai tutuiască. Și vreți să vă ajut? Da? Ai ghicit. Știi la fel de bine ca și mine, nu-i așa, că cei de la Floria sunt niște secături. Ea îi dădu dreptate printr-un suspin. Adevăratul patron e Cajot, care mai are pelican și bul vert. Se pare că a deschis ceva și la Nisa. Până la urmă se așezaseră de o parte și de alta mesei. Nu vrei să bezi ceva cald? Întrebă Fernand. Nu acum. Ai auzit de povestea petrecută acum 15 zile în Place Blanche. O mașină cu 3-4 oameni înăuntru trecea pe la 3 dimineața. Între Place Blanche și piața Clichy, portiera s-a deschis și un bărbat a fost aruncat pe șosea. Fusese ucis cu o lovitură de cuțit. Barnabé, preciză Fernand. Îl cunoșteai? Venea la Floria. E bine, e isprava lui Cajot. Nu știu dacă și el era în mașină, dar Pepito era. Iar noaptea trecută a venit și rândul lui. Ea nu spuse nimic. Se gândea, ușor încruntată, și avea aerul unei menajere oarecare. Și ce vă interesează asta? Întrebă ea în cele din urmă. Dacă nu-l dovedesc pe Cajot, nepotul meu va fi condamnat în locul lui. Roșcovanul ăla înalt, care seamănă cu un funcționar de la impozite, venise rândul lui Maigret să se mire. Cum te-l cunoști? Vine de 2-3 zile la bar, la Floria. Mi-a atras atenția pentru că nu dansa și nu vorbea cu nimeni. Ieri mi-a oferit ceva de băut. Am încercat să-l trag de limbă și a recunoscut fără să recunoască. Mi-a explicat, bâlbâindu-se, că nu putea să-mi spună nimic, dar că îndeplinea o misiune importantă. Cretinul! Maigret se ridică și o întrebă direct. Deci, ne-am înțeles? Ai 2000 de franci dacă mă ajut să-l dovedesc pe Cajot. Ea zâmbi fără să vrea. Propunerea o amuza. Ce va trebui să fac? Pentru început vreau să știu dacă noaptea trecută Cajot a fost sau nu la Tabac Fontaine. Să mă duc în noaptea asta? Imediat, dacă vrei. Fernand scoase capodul și cu rochia în mână se uita o clipă la Maigret. Chiar mă îmbrac? Sigur că da, răspunse el oftând și punând 100 de franci pe cămin. Străbătură împreună Rue Blanche. La colțul străzii Douai dă dură mâna și se despărțiră, iar Maigret porni pe strada Notre-Dame de Lorette. Când ajunse la hotel, constată cu surprindere că fluiera ușurel. La 10 dimineața se afla la Shop de Pont Neuf, așezat la o masă unde șoarele ajungea cu intermitență, din cauza trecătorilor care se perindau regulat prin fața lui. Mirosea deja a primăvară. Viața străzii era mai plină de antren, iar zgomotele mai puternice. La poliția judiciară era ora raportului. La capătul culoarului lung pe care se aliniau birourile, directorul instituției își primea colaboratorii care aduceau dosare. Comisarul Amadieu se afla printre colegii lui. Maigret parcă auzea vocea șefului cel mare. Cum stăm în cazul Palestrino, Amadieu? Amadieu se apleca în față, se trăgea ușor de mustață și schița un zâmbet amabil. Iată rapoartele, domnule director. E adevărat că Maigret e la Paris? Așa se spune. Atunci de ce naiba nu vine la mine? Maigret zâmbea. Era sigur că așa se petreceau lucrurile. Vedea fața prelungă a Amadieu devenind și mai lungă. Parcă l-auzea insinuând. Poate că are motivele lui. Chiar crezi că inspectorul l-a împușcat? Nu a fi nimic, domnule director. Tot ce știu este că pe revolver s-au găsit amprentele lui, iar un alt glonț a fost descoperit în perete. Dar de ce ar fi făcut asta? Panica. Mi se repartizează ca inspector niște tineri care nu sunt pregătiți să... Exact în acel moment, Filip intra la Shop du Pont Neuf și se apropie de unchiul lui care îl întrebă. Ce bei? O cafea cu frișcă.
Am reușit să fac rost de tot ce mi-ai cerut, dar n-a fost ușor. Comisarul Lamadieu nu mă scapă din ochi. Ceilalți mă privesc cu neîncredere. Își șterse lentilele ochelarilor și scoase niște hârtii din buzunar. Mai întâi, Cajot. M-am dus la identitatea judiciară și am copiat fișa. S-a născut la Pontoise și are acum 59 de ani. A fost la început secretarul unui avocat însărcinat cu procedura, la Lyon, și a fost condamnat la un an pentru fals și uz de fals. 3 ani mai târziu, a primit 6 luni pentru tentativă de escrocherie în domeniul asigurărilor. Asta s-a întâmplat la Marsilia. Nu se mai știe nimic de el timp de câțiva ani, apoi apare la Monte Carlo, unde e cupier. În acel moment, devine informator al siguranței generale, ceea ce nu îl împiedică să se compromită într-un scandal de jocuri de noroc, care nu a fost niciodată lămurit. În sfârșit, în urmă cu 5 ani, la Paris, conducea Cercle de l'Est, care nu e altceva decât un tipou. Localul e închis repede, dar Cajot nu pățește nimic. Asta e tot. De atunci locuiește pe strada Batignolles, într-un apartament unde are doar o menajeră. Continuă să facă vizite la siguranță și la poliția judiciară. E proprietarul a cel puțin 3 localuri de noapte, dar toate sunt conduse de oameni de paie. Pepito? Întrebă Maigret, care își notase informațiile. 29 de ani. Născut la Napoli. Expulzat de 2 ori din Franța pentru trafic de stupefiante. Niciun alt delict. Barnabe, născut la Marsilia, 32 de ani, 3 condamnări, dintre care una pentru complicitate la furt cu o mână armată. Ați găsit ce căutați la Floria? Nimic, nici droguri, nici documente. Asasinul lui Pepito a luat tot. Cum îl cheamă pe tipul care s-a ciocnit de tine și a anunțat poliția? Joseph Odiat. E un fost chelner de cafenea care se ocupă de curse. Nu are domiciliu stabil și primește corespondența la Tabac Fontain. Cred că adună banii de pariuri. Apropo, spuse Maigret, m-am întâlnit cu prietena ta. Prietena mea, repetă Filip, roșind. O tipă înaltă, cu o rochie de mătase verde, care i-a oferit ceva de băut la Floria. Aproape că m-am culcat cu ea. Eu nu, replică Filip pe un ton categoric. Dacă ți-a spus altceva... Lucas, care tocmai intrase, ezita să se apropie. Maigret i-a făcut semn să vină la el. Te ocup de caz? Nu chiar, șefule. Voiam doar să vă semnalez îndreacăt că iar a venit la noi Cajot. A sosit acum un sfert de oră și s-a închis în birou cu comisarul Lamadieu. Bei o bere? Lucas își umplu pipa cu tutun de la Maigret. Era ora la care chernănii făceau șmotru, frecau oglinzile, presărau rumeguși printre mese. Patronul, deja în haină neagră, trecea în revistă gustările aranjate pe o măsuță. Credeți că făptoașul e Cajot? Întrebă Lucas, coborând vocea și întinzând mâna spre bere. Sunt sigur. Nasol. Filip evita să intervină. Se uita cu respect la cei 2 bărbați din fața lui care lucraseră împreună timp de 20 de ani și care, din când în când, între 2 fumuri de pipă, rosteau câteva silabe. V-a văzut, șefule? M-am dus la el să-i spun că o să-i vin de hac. Kellner, încă 2 beri. Nu o să recunoască nici în ruptul capului. Camionele marelui magazin la Samaritain treceau pe stradă, galbene în lumina soarelui. În urma lor veneau tramvai lungi, sunând din clopoțel. Ce aveți de gând să faceți? Maigret dădu din numeri. Habar n-avea. Dincolo de agitația străzii, dincolo de Sena, ochii lui mici fixau palatul de justiție. Filip se juca cu creionul lui. Trebuie să o șterg, spuse brigadierul Lucas, oftând. Fac o anchetă despre un tip de pe strada Saint-Antoine, un fel de polonez care a jucat niște renghiuri ciudate. Sunteți aici după amiază? Probabil. Maigret se ridică și el. Filip întrebă. Te însoțesc? Mai bine nu. Întoarce-te la poliția judiciară. Ne reîntâlnim aici la masa de prânz. Maigret lua autobuzul și după jumătate de oră urca la Fernand. Așteptă câteva minute la ușă pentru ca tânăra femeie nu se trezise încă. Dormitorul era scăldat de soare. Așternutul era de un alb strălucitor. V-ați și sculat, se miră Fernand, ținându-și pinarmaua închisă la piept. Dormeam. Așteptați puțin. Intră în bucătărie și în timp ce vorbea, aprinse reșoul cu gaz și umplu un ibric cu apă. Am fost la bistro, cum i-aș cerut. Evident, nu se feresc de mine. Știți că patronul are și un hotel la Avignon? Zi mai departe. La o masă se juca belotă. Eu mă prefeceam că era moarte de oboseală pentru că arsesem gazul de pomană toată noaptea. N-ai remarcat un tip brunet, mic de statură, pe nume Joseph Odia? Stați puțin, era acolo un Joseph. Spunea că și-a petrecut după amiaza la un judecător de instrucție. Da, știți cum e. Joci, belotă și belotă. E rândul tău, Pierre. Apoi zice unul alta, altul răspunde de la bar, pas și pas. E rândul tău, Marcel. Patronul juca și el.
Și mai era și un negru. Bei ceva? M-a întrebat un brunet înalt, arătându-mi scaunul de lângă el. N-am zis nu. Îmi arăta cărțile lui. În orice caz, zicea cel căruia îi spuneau Joseph, mie mi se pare periculos să bagi un polițai la răcoare. Mâine mă confruntă iar cu el. Bineînțeles, are o mutră de pămpălău. Tu, de inimă. Fernand se întrerupse. Beți și dumneavoastră o cafea? Și mirosul de cafea plutea deja în cele trei încăperi. Înțelegeți, nu puteam să le vorbesc imediat de Cajot. I-am întrebat, vă adunați aici în fiecare seară? Așa se pare, a răspuns vecinul meu. Și n-ați auzit nimic noaptea trecută? Maigret își scosese pardesiul și pălăria și întredeschisese fereastra, făcând să intre în încăpere rumoarea străzii. Fernand continua. S-a uitat la mine ciudat și mi-a răspuns. Ești pervers, ai? Vedeam bine că se înfierbântă. Juca și mângâia genunchiul. A continuat. Noi ăștia n-auzim niciodată nimic, înțelegi? În afară de Joseph, care a văzut ce trebuia să vadă. Și toți au izbucnit în râs. Ce puteam să fac? Nu îndrăzneam să trag piciorul. Iar pică, terță mare și belotă. E totuși un om, a spus atunci Joseph, care bea un grog. Dar cel care mă mângâia a tușit ușor și a mormăit. Aș prefera totuși să-i vizitez mai rar pe sticleți, dacă înțelegi ce vreau să spun. Maigret trăia scena, aproape că ar fi putut să spună numele fiecăruia. Știa că patronul bistroului avea un bordel la Avignon. Tipul înalt și brunet probabil că era proprietarul localului Cupidon din Béziers și al unui bordel din Nîmes, iar negrul cânta într-o formație din cartier. N-au pronunțat niciun nume, o întrebă Maigret pe Fernand, care își agita ușor cafeaua. Niciun nume. De două-trei ori au spus notarul. I-am zis că era Cajot. Chiar arată ca un notar care a călcat strâmp. Dar stați că n-am terminat. Nu vă e foame? Să fi fost ora trei. Trăgeau obloanele la Floria. Vecinul meu, care masa mai departe genunchiul, începea să mă enerveze. Atunci s-a deschis ușa și a intrat Cajot. A dus două degete la pălărie, dar fără să zică nimic. Nimeni n-a ridicat capul. Se simțea că toți îl priveau pe sus prâncene. Patronul a dat fuga în spatele barului. Dăm șase tarabuce și o cutie de chibrituri, a cerut notarul. Joseph nici n-a clipit. Se uita în paharul lui. Cajot a aprins un trabuc, le-a pus pe celelalte în buzunarul hainei și a scos o bagnotă din portofel. Ai fi putut auzi musca zburând. Pe el tăcerea nu-l stânjenea deloc. S-a întors, s-a uitat la toți, calm, cu răceală, apoi a atins iar borul pălăriei cu degetele și a plecat. În timp ce Fernandă își muia pâinea cu unt în cafea, pijamaua îi se desfăcuse, lăsând să se vadă un sân ascuțit. Să fie avut 27-28 de ani, dar avea un corp de adolescentă, iar sfârcurile erau de un roz pal, abia formate. N-au spus nimic despre plecarea lui? Întrebă Maigret, reglând gazul de la reșeu, pe plita căruia un ceainic cu apă începea să șuiere. S-au uitat unul la altul. Patronul s-a întors la masă oftând. Asta e tot? Joseph, care părea jenat, a explicat. Să știți că nu e cu nasul pe sus. La ora aceea, rue Blanche părea o stradă de provincie. Auzeai tropotul cailor înhămați la camionul greu al unui berar. Ceilalți au rânjit, adăugă Fernand. Cel care împipăia piciorul a bombănit. Nu, nu e cu nasul pe sus, dar e în stare să ne bage pe toți la pârnaie. Vă spun că mi-ar plăcea să nu se ducă în fiecare zi la poliția judiciară. Fernand povestise totul, străduindu-se să nu uite nimic. Te-ai întors acasă imediat? Nu se putea. Răspunsul păru să nu-i facă plăcere lui Maigret. Oh, nu l-am adus aici, se grăbia să adauge. Ăstora e mai bine să nu le arăți că ai și tu câteva bibelouri. M-a lăsat să plec abia pe la cinci. Tânăra femeie se ridică și se duse în fața ferestrei să respire aerul proaspăt. Ce trebuie să fac acum? Maigret se plimba prin încăpere preocupat. Cum îl cheamă pe clientul tău? Eugene. Pe tabaiachera lui am văzut două inițiale scrise cu aur. E, B. Mai vrei să te duci în noaptea asta la Tabac Fountain? Dacă trebuie. Ocupă-te în special de cel care se numește Joseph, tipul care a anunțat poliția. Nu prea mă bagă în seamă. Nu știu ce era asta. Ascultă cu atenție tot ce spune. Acum, dacă îmi dați voie, trebuie să fac curat, spuse Fernand, legându-și părul cu o năframă. Își trânseră mâinile și, coborând scara, Maigret nu bănuia că noaptea aceea, în Montmartre, va avea loc o razie, că agenții vor viza îndeoseb Tabac Fountain și că vor duce pe Fernand la arest. Cajot însă știa. Trebuie să vă semnalez vreo șase femei care nu sunt regulă, îi spunea el la aceeași oră șefului brigăzii de moravuri. În primul rând, Fernand, care a fost nevoită să urce în dubă. Capitolul 4. Când auzi bătăi în ușă, Maigret, care tocmai se bărbierise, își curăța briciul. Era nouă dimineața.
Se trezise de la 8, dar, lucru care se întâmpla rareori, lenevise în pat, privind razele oblice ale soarelui și ascultând zgomotele orașului. Intră, strigă el, și bă o gură de cafea rece rămasă pe fundul ceștii. Pașii lui Filip ezitară în dormitor, apoi se apropiară de toaletă. Bună dimineața, băiete! Bună dimineața, unchiule! Când îi auzi vocea, Megre înțelese că situația se înrăutățise. Își încheie cămașa și ridică încet capul spre nepotul lui, care avea ploapele roșii și nările tumefiate ca un copil care a plâns. Ce se întâmplă? Voi fi arestat! Filip spune asta pe același ton și cu aceeași atitudine pe care le-ar fi avut dacă și-ar fi anunțat unchiul că va fi împușcat peste 5 minute. În același timp întindea un ziar, pe care Megre își aruncă ochii continuu să se îmbrace. Se pare că, în ciuda tăgăduirilor inspectorului Philippe Loer, judecătorul de instrucție Gaston Bide ar fi hotărât arestarea lui chiar în această dimineață. Excelsior publică fotografia mea pe prima pagină, adăugă Filip pe un ton tragic. Unchiul lui nu spuse nimic. Nu era nimic de spus. Cu bretelele atârnând și picioarele goale în papuci, se plimba în bătaia soarelui în căutarea pipei, apoi a tutunului și a unei cutii de chibrituri. N-ai trecut pe acolo în dimineața asta? Vin de acasă. Am văzut ziarul din ce beam cafeaua și mâncam un croissant într-un bisou de pe bulevardul Batignol. Era o dimineață nemaipomenită. Aerul era tare, soarele vesel, iar forfota Parisului la fel de intensă și de vioaie ca un balet tumultos. Megre întredeschise fereastra și încăperea vibra de aceleași pulsații ca și cheiurile, în timp ce apele Senei sticleau în curgerea lor leneșă. Ei bine, trebuie să te duci acolo, băiete. Ce altceva pot să-ți spun? Nu voia să se lase înduioșat de acel puști care renunțase la valea lui cu aer curat din voști pentru culoarele poliției judiciare. Evident, nu vei fi răsfățat ca la tine acasă. Mama sa era sora doamnei Megre și asta spunea totul. Casa lui nu mai era casă, ci o adevărată creștere. Trebuie să se întoarcă Filip, o să-i fie foame lui Filip, au fost călcate cămășile lui Filip și tot felul de mâncăruri făcute pentru el, creme, lichioruri de casă și firă de vlebănțică în dulapul cu lenjerie. Mai e ceva, spuse Filip, în timp ce unchiul lui își potrivea gulerul fals. În noaptea asta am fost la Floria. Evident. De ce evident? Pentru că spusesem să nu te duci. Ce prostie ai mai făcut? Niciuna. Am stat de vorbă cu tipa aia, Fernand, știi care. Mi-a dat de înțeles că lucrează cu dumneata și că avea de îndeplinit nu știu ce misiune la bistroul din colțul străzii Due. La ieșire am urmărit-o fără să vreau. Era în drumul meu. Și când a ieșit de la bistrou, a fost abordată de inspectorii de la Moravuri, care au urcat-o în dubă. Pun prisoare că a intervenit. Filip lăsă capul în jos. Ce ți-au răspuns? Că știau foarte bine ce făceau. Acum fugi, spuse Megre, oftând în timp ce își căuta cravata. Nu-ți face sânge rău. Își puse mâinile pe umerii lui, îl sărută pe obraj și, ca să pună capăt scenei, se prefăcu că era brusc, foarte ocupat. Numai după ce Filip închise ușa în urma lui, Megre ridică ușor capul și mormăi câteva silabe confuze. Când ajunse pe chei, în primul rând, cumpără Excelsior de la un chioșc și se uită la fotografia care, într-adevăr, apărea pe prima pagină cu legendă. Inspectorul Filip Loer, acuzat de uciderea lui Pepito Palestrino, pe care avea misiunea să-l supravegheze. Megre mergea agale pe Pont Neuf. Seara trecută nu pusese piciorul la Floria, ci dăduse târcoale pe strada Batignol, în preajma casei lui Cajot. Era un imobil de locuințe, vechi de 50 de ani, ca majoritatea imobilelor din cartier. Coridorul și scara erau prost luminate. Se ghiceau apartamentele triste și întunecoase, ferestrele cu perdele murdare, mobilele tapițate cu catifea decolorată. Apartamentul lui Cajot se afla la mezanin. La ora aceea era pustiu și Megre intrase în imobil ca un imobil obișnuit al locului. Urcase până la etajul 4, apoi coboruse. Ușa notarului avea o broască de siguranță. Altfel, poate că Megre s-ar fi lăsat tentat. Când trecu prin fața ușii portăresei, aceasta, care stătea cu fața lipită de geam, îl privi îndelung. Nu avea nicio importanță. Megre traversă pe jos aproape tot Parisul, cu mâinile în buzunare, rumegând iar și iar aceleași gânduri. Undeva, la Tabac Fontaine sau în altă parte, exista un nucleu de infractori, care își făceau liniștiți trebușoarele în afara legii. Pepito fusese unul dintre ei. La fel și Barnabe, iar Cajot, care era șeful cel mare, îi suprima sau ordona să fie suprimați unul după altul. Simplă reglare de conturi. Poliția nu ar fi dat prea multă atenție dacă nu ar fi fost prostănacul de Filip. Megre ajunse la cheie de Zorfevră.
Doi inspectori care ieșeau îl salutară fără să-și răspundă mirarea, iar el intră pe poarta mare, traversă curtea și trecu prin fața brigăzii de supraveghere a hotelurilor. Era ora raportului. Pe vastul culoar, 50 de inspectori formau grupuri, discutau cu glas tare, își transmiteau informații și fișe. Din când în când, ușa unui birou se deschidea. Era strigat un nume și respectivul se grăbea să răspundă chemării. Când Maigret apăru, pentru câteva secunde, domniră tăcerea și stânjeneala. Dar trecu printre grupuri cu atâta naturalețe, încât inspectorii își reluară imediat discuțiile. În dreapta se deschidea sala de așteptare a directorului, cu fotolii tapizate cu catifea roșie. O singură persoană aștepta, așezată într-un colț. Era Filip, care, cu bărbia în mână, privea în gol. Maigret se îndreptă în direcția contrară, ajunse la capătul culoarului și bătu la ultima ușă. Intră, răspunse o voce din interior. Și toată lumea îl văzu intrând, cu pălăria pe cap, în biroul comisarului Amadieu. Bună ziua, Maigret! Bună ziua, Amadieu! Își atinseră vârful degetelor ca altă dată când se vedeau în fiecare dimineață. Amadieu îi făcu semnul unui inspector să iasă, apoi murmură. Vrei să vorbești cu mine? Cu mișcare familiară, Maigret se așeză pe marginea biroului și luă chibriturile lui Amadieu să-și aprindă pipa. Colegul său își trase fotoliul înapoi și se sprijinise de spetează. Toate bune la țară? Mulțumesc. Și aici? Mereu același lucru. În 5 minute trebuie să fiu în biroul șefului. Maigret se prefăcu a nu înțelege ce voia să spună cu asta și își deschie pardesiul fără să se grăbească. Era acolo ca la el acasă, iar acel birou fusese al lui timp de 10 ani. E supărat din cauza nepotului tău? Ataca Amadieu, care nu era în stare să se abțină mai mult. Vreau să spun că sunt și eu mai supărat decât tine. Eu am încasat muștrului ala și trebuie să știi că s-a auzit până departe. Ministrul i-a trimis personal o notă șefului, așa că acum nu mai am niciun cuvânt de spus. Legătorul de instrucție hotărăște totul. Cred că l-ai apucat pe Gastambid. Nu? Sună telefonul. Amadieu duse receptorul la ureche și murmură. Da, domnule director. Am înțeles, domnule director. În câteva minute. Nu sunt singur. Da, exact. Maigret cunoștea subiectul acestei conversații. La celălalt capăt al culoarului, Filip fusese introdus în biroul șefului. Vrei să mă întreb ceva? Îi zise Amadieu ridicându-se. Ai auzit, mă cheamă șeful. Două, trei mici întrebări. Întâi, Cajo știa că Pepita urma să fie arestat? Nu știu, de altfel nu văd ce importanță are. Pardon, îl cunosc pe Cajo. Știu ce rol joacă aici la noi. Și mai știu că uneori nu suntem discreți față de informatori. A fost aici cu două, trei zile înaintea dramei? Cred că da. Dar, după câte mi-amintesc, altă întrebare. Cunoști adresa lui Joseph Odia, chelnerul care trecea pe strada Fontaine la Tsang ca să dea peste Filip? Dacă nu mă înșel, doarme la hotel, pe strada Le Pic. Ai verificat bine alibiul lui Cajot? Amadieu schiță un zâmbet neconvingător. Haide, Maigret, îmi cunosc totuși meseria. Dar discuția nu se încheiase. Maigret zărise pe birou un dosar din carton galben cu antetul brigăzii de moravuri. Ai primit deja raportul despre arestarea Fernandei Bosquet? Amadieu se uită în altă parte, fiind poate gata să vorbească deschis cu interlocutorul său, dar cu mâna pe clanța ușii se mulțumi să murmure. Ce vrei să spui? Vreau să spun că acest Cajo a pricinuit arestarea unei fete de către brigada de moravuri. Unde e momentul ăsta? Nu știu. Îmi dai voie să arunc o privire în dosar? Era greu să-l refuz. Maigret se aplecă, citi câteva rânduri și conchise. Probabil că acum e la antropometrie. Răsună din nou soneria telefonului. Amadie făcu un gest. Îmi cer scuze, dar știu, te așteaptă șeful. Maigret își încheie pardesiul și ieși din birou odată cu comisarul. În loc să o ia pe scări, merse împreună cu el până în sala de așteptare cu fotolii roșii. Îl întreb pe șef dacă poate să mă primească. Amadieu deschise o ușă capitonată. Aprodul intră și el în biroul directorului poliției judiciare, unde fusese introdus Filip. Maigret așteptă în picioare cu pălăria în mână. Directorul e foarte ocupat și vă cere să reveniți în cursul după amiezii. Maigret se întoarse și trecu din nou printre grupurile de inspectori. Trăsăturile lui se năspriseră puțin, dar voia să zâmbească și chiar zâmbea. Dar era un zâmbet trist. Nu ieși în stradă, ci o apucă pe culoare înguste și urcă scări întortocheate care duceau la mansarda Palatului de Justiție. Ajunse în fața birourilor antropometriei și intră.
Înregistrarea femeilor se terminase. Vreo 50 de bărbați, arestați în cursul nopții, se desfrăcau într-o încăpere vopsită în cenușiu și își îngrămădeau hainele pe bănci. Complet goi, intrau pe rând în camera vecină, unde angajați în halate negre le luau amprentele, îi așezau pe scaunul antropometric și strigau măsurile fiecăruia ca niște vânzători din marile magazine care anunță un debit la casă. Mirosea sudoare și a jeg. Majoritatea bărbaților, năuciți, mai mult sau mai puțin stânjeniți din cauza nudității, se lăsau împinși dintr-un colț într-altul, schițând cu atât mai stângaci gesturile cerute, cu cât mulți dintre ei nu știau franceza. Maigret, cordial, dădea mâna cu angajații și auzea întrebările inevitabile. Ați venit să faceți o plimbare? E bine la țară? Ce frumos trebuie să fie pe timpul ăsta! Neonul lumina puternic o încăpere mică unde lucra fotograful. Au fost multe femei dimineață? 7. Ai fișele lor? Se aflau pe masă, pentru că încă nu fuseseră clasate. A treia era Fernandei, cu amprentele celor 5 degete, o semnătură stângace și o fotografie de un realism negruțător. N-a spus nimic? N-a plâns? Nu, a fost foarte cu minte. Știu unde a fost dusă? Nu știu dacă a fost eliberată sau va sta câteva zile la Saint-Lazare. Privirea lui Maigret aluneca peste bărbații goi care stăteau în șir ca la cazarmă. Își duse mâna la pălărie și spuse: La revedere! Gata, plecați? Ajunsese deja pe scară, unde nu era treaptă pe care să nu fi călcat de 1000 de ori. O altă scară, în stânga, mai îngustă decât prima, ducea la laborator, căruia îi cunoștea toate colțișoarele, toate sticluțele. Ajunse la etajul 2, părăsite mulțimea inspectorilor. Vizitatorii începeau să-și ocupe locurile în fața ușilor, oamenii care fuseseră convocați sau care veneau din proprie inițiativă să depună o plângere ori să facă o dezvăluire. Maigret își petrecuse cea mai mare parte a vieții în acea ambianță și, iată că brusc, se uita în jur cu un fel de dezgust. Philippe se afla oare tot în biroul șefului? Probabil că nu. La ora aceea era arestat și doi dintre colegii lui îl duceau la cabinetul judecătorului de instrucție. Ce i se spusese în spatele ușii capitonate? Avuseseră oare franchețea să-i vorbească clar? Ai comis o imprudență. Există atât de multe indicii contra ta, încât publicul nu ar înțelege de ce ești lăsat în libertate. Dar ne vom strădui să descoperim adevărul. Suntem alături de tine. Probabil că nu i se spusese asta. Parcă l-auzea pe fostul lui șef, stânjenit în așteptarea lui Amadieu, tușind ușor și mormăind. Inspectore, nu sunt deloc mândru de tine. Ai intrat la noi mai ușor decât oricine, datorită protecției unchiului tău. Te-ai dovedit demn de această favoare? Iar Amadieu mersese mai departe. Din acest moment, soarta ta e în mâinile judecătorului de instrucție. Cu toată bunăvoința din lume, nu putem face nimic pentru tine. Totuși, acest Amadieu, cu fața lui prelungă și palidă, cu mustața lui neagră de care se trăgea tot timpul, nu era un om rău. Avea o soție și 3 copii, dintre care o fată de măritat. Se crezuse întotdeauna împresurat de conspirații. Era convins că fiecare îi răvânea locul și încerca să-l compromită. Iar șeful cel mare mai avea 2 ani de serviciu și voia să iasă liniștit la pensie. Cazul ăsta era unul oarecare, legat de lumea interlopă și presupunea o muncă de rutină. Cine ar fi riscat să aibă complicații, acoperind un inspector tânăr care făcuse o greșeală gravă și pe deasupra era și nepotul lui Maigret. Toți știau că numitul Cajot era o secătură. Nici el nu ascundea asta. Era mielul blând care suge de la 2 oi. Și când turna pe cineva la poliție, înseamnă că acel cineva nu-i mai era de niciun folos. Numai că acest Cajot era o secătură periculoasă. Avea prieteni, relații și mai ales știa să se apere. Sigur, într-o zi avea să-i se înfunde. Poliția era cu ochii pe el. Ba, chiar îi fusese verificat alibiul și ancheta continua în mod normal. Dar fără zel. Și mai ales fără Maigret, cu mania lui de a călca în străchii. Ajunsese în curticica pavată, unde niște amărâți așteptau în fața tribunalului copiilor. Deși ieșise soarele, era răcoare și la umbră, în interstițiile pavajului, mai rămânsese pulbere de chiciură. Idiotul de Philippe, bombăni Maigret, cătrănit rău de tot. Știa că se învârtea în cerc, asemenea unui cal de circ. Nu trebuia să aibă o idee genială. În poliție, ideile geniale nu folosesc la nimic. Nu trebuia nici să descopere o pistă senzațională, ori un indiciu care le scăpase celorlalți. Era ceva mai simplu și mai brutal. Caju îl omorâse sau pusese pe altul să-l omoare pe Pepito. Caju trebuia făcut să spună, da, e adevărat. Capitolul 5. Maigret rătăcea acum pe chei, lângă pontonul unde se spălau rufele.
Nu avea dreptul să cheme pe notar într-un birou, să-l închidă acolo câteva ore, nici să-i repete de 100 de ore aceleași întrebări și să-l bruscheze la nevoie ca să-i cedeze nervii. Nu putea nici să-l convoace la el pe chelner, pe patronul bistroului sau pe ceilalți, care în fiecare seară jucau belotă la 100 de metri de Floria. Abia dacă se putese folosi de Fernand, care îi fusese pur și simplu confiscată imediat. Ajunse la Shop du Pont Neuf, deschise ușa cu geam și dădu mâna cu Lucas așezat lângă bar. Ce faceți, șefule?" Lucas îi spunea tot, șefule, în amintirea timpului când lucraseră împreună. Rău," răspunse Megreu. E greu, nu?" Nu era greu, ci de un tragism lipsit de mărăție. Bătrânesc. Poate e și efectul mediului rural. Ce beți?" Păi, un pernou." Spuse asta ca și cum ar fi aruncat o provocare. Își amintea că îi promisese soției să-i scrie și nu avea curaj. N-aș putea să vă ajut?" Lucas era un ins ciudat, permanent prost îmbrăcat și pe deasupra cu un fizic ingrat, fără soție, fără familie. Megre își plimba privirea prin sala care începea să se umple și trebuie să mijească ochii când întoarse capul spre geamul în care bătea soarele. Ai mai lucrat cu Filip?" De 2-3 ori." Era chiar așa dezagreabil?" Unii nu-l sufereau pentru că nu prea vorbea. E timid." L-au reținut?" Noroc." Atitudinea închisă a lui Megre îl neliniștea pe Lucas. Ce o să faceți, șefule?" Ție pot să spun. Voi face tot ce trebuie, înțelegi? E mai bine să știe cineva. Așa, dacă s-ar întâmpla ceva..." Se șterse la gură cu dosul mâinii și bătu ușor în masă cu o monedă ca să cheme chelnerul. Lăsați, fac cinste." Dacă vrei, eu fac cinste la sfârșit. La revedere, Lucas." La revedere, șefule." Mâna lui Lucas zăbovi o secundă în plus în mâna asupra lui Megre. Să fiți prudent." Iar Megre, în picioare, zise cu glas tare: "Nu suport nătărăii." Și plecă. Nu se grăbea, pentru că nici măcar nu știa unde se duce. Când Megre intră la Tabac Fonte, pe la 1:30, patronul localului, care tocmai se sculase, cobora încet scara în spirală din fundul sălii. Era mai mic de statură, dar la fel de solid ca Megre. În acel moment încă mai mirosea toaletă. Avea părul îmbibat cu colonie și păstra urme de talc sub lobul urechilor. Nu purta nici haină, nici guler fals. Avea o cămașă de un alb strălucitor, ușor apretată, care se încheia cu un singur nasture la gât. Ajuns în spatele barului, îl împinse într-o parte pe chelner cu un gest neglijent, luă o sticlă de vin alb, un pahar, amestecă vinul cu apă minerală și își făcu gargara, dând capul pe spate. La ora aceea nu prea erau decât clienții aflați în tracăt, care intrau să bea în grabă o cafea. Doar Megre se așezase lângă fereastră, dar patronul, fără să-l vadă, își legă un șort albastru și se întoarse spre tânăra blondă de la casă, care se ocupa și de dibitul de tutun. Nu-i adresă nici ei un cuvânt. Deschise casa de marcat, se uită într-un carnet și se întinse, în fine, trezirea binelea. Își începea ziua de muncă, iar primul lucru pe care îl descoperi, inspectându-și domeniul, a fost Megre, care îl privea calm. Nu se mai întâlniseră niciodată. Totuși, patronul și încruntă sprâncenele negre și groase. Se vedea că scormonea printre amintiri, dar nu găsea nimic și se încrunta și mai mult. Oricum, nu putea să prevadă că prezența clientului său calm avea să dureze 12 ore întregi. Prima grijă a lui Megre a fost să se apropie de casă și să o întrebe pe tânără: "Aveți ofisă de telefon?" Cabina se afla în colțul din dreapta bistroului. Ușa cabinei avea un geam mat. Megre, care simțea că patronul îi urmărea mișcările, mânui violent aparatul ca să se audă declicurile, dar, în același timp, cu cealaltă mână în care ținea un briceag, tăia firul în locul unde intra în bodea, astfel încât să nu se poată observa întreruperea legăturii. "Alo, alo!" striga el, apoi ieși prefăcându-se exasperat. "Aveți telefonul stricat?" Patronul se uită la casieră, care se arătă mirată. "Acum câteva minute funcționa. Lucien a telefonat pentru cornuri. Nu-i așa, Lucien?" "Da, că a trecut un sfert de oră," confirmă chelnerul. Patronul încă nu devenise bănuitor, dar îl urmărea pe Megre cu coada ochiului. Intră în cabină, încercă să obțină legătura și insistă timp de 10 minute fără să zărească firul tăiat. Megre, nesfăsător, se reașezase la masa lui și comandase o bere. Se înarma cu răbdare. Știa că va trebui să stea ore întregi pe acel scaun, la masa mică din imitație de acaju, în față cu teșgheaua din cositor și casa cu geam, unde tânăra vindea tutun și țigări. Patronul ieși din cabină, închise ușa lovind-o cu piciorul, se opri în pragul cafenelei și trase în piept aerul străzii. Se afla foarte aproape de Megre, care nu-și lua ochii de la el, și, simțindu-i în sfârșit privirea, întoarse brusc capul. Comisarul nici nu clipi.
ca un client care intenționează să plece, nu-și dăduse jos pardesiul și pălăria. Lucien, dă fuga alături și telefonează-le să vină să ne repare aparatul. Chelnerul ieși în grabă cu șervetul murdar în mână, iar patronul servi el însuși doi zidari care intrau, apariții bizare, acoperiți de un strat aproape uniform de Ipsos. Întâlnirile patronului au mai durat poate încă 10 minute. Când Lucien i-a spus că reparatorul va veni abia a doua zi, patronul a întors iar capul spre Megre și a murmurat printre dinți: ticălosul! Inventiva se putea adresa reparatorului, dar în bună parte se adresa totuși consumatorului, omul fiind sigur acum că Megre era polițist. Era 2:30 și acesta a fost prologul unei comedii interminabile de care nimeni nu a avut habar. Pe patron îl chema Luis. Clienții cunoscuți veneau să dea mâna cu el și să schimbe câteva cuvinte. Lui servea rare ori el însuși. De cele mai multe ori stătea ascuns în spatele barului, între chelner și fata de la țigări. Și, pe deasupra capetelor, trăgea cu ochiul la Megre. Niciunul dintre ei nu se jena în această privință. Ar fi putut să fie hazliu, pentru că amândoi erau soliți și greoi și se pândeau unul pe altul să vadă care tresare. Nu erau nici naivi. Lui știa foarte bine ce făcea, când, în răstimpuri, arunca o privire spre ușă cu teama în suflet că va vedea făcându-și apariția o anumită persoană. La ora aceea, pe strada Fontaine, se derula viața banală a unei străzi oarecare din Paris. În fața bistroului se afla o băcănie italiană, unde veneau gospodine din cartier la cumpărături. Kellner, un calvados! Casiera era la fel de moale pe cât era de blondă și se uita la Megre cu o uimire crescândă. Kellnerul mirosise ceva, dar nu știa exact ce și, din când în când, îi făcea cu ochiul patronului. Puțin după ora 3, o mașină mare cu caroseria deschisă la culoare opri la marginea trotuarului. Un bărbat înalt și brunet, încă tânăr, cu obrazul stâng marcat de o cicatrice, coborâ și intră în bistrou, întinzând mâna pe deasupra barului. Salut, Luis! Salut, Eugene! Megre îl vedea pe Luis din față, iar pe nou venit în oglindă. Un sirop de mentă cu apă, Lucian! Repede! Era unul dintre jucătorii de belotă, probabil patronul bordelului de la Béziers, despre care îi vorbise Fernand. Purta cămașă de mătase și hainele îi erau bine croite. Și el răspândea un ușor parfum. L-ai văzut pe... Dar se opri. Luis îl făcuse să înțeleagă că cineva trăgea cu urechea și, brusc, Eugene se uită și el la Megre în oglindă. Un sifon rece, Lucian! Luă o țigară dintr-o tabacheră gravată cu inițiale și o aprinse de la brichetă. E frumos afară, nu-i așa? Acum vorbise patronul, ironic, urmărindu-l cu privirea pe Megre. Da, frumos, dar aici la tine miroase a ceva. A ce? A ceva suspect. Râseră amândoi în hohote, în timp ce Megre trăgea alene din pipă. Ne vedem mai târziu? Întrebă Eugene, întinzând din nou mâna. Voia să știe dacă se adunau ca de obicei. Sigur că da. Această conversație aprinsese fantezia lui Luis, care, apucând o cârpă murdare, se apropie de Megre cu un zâmbet în colțul gurii. Îmi dați voie? Șterse măsuța atât de stângaci încât vărsă paharul, al cărui conținut curse pe pantalonii comisarului. Lucian, adu al pahar domnului! Și, drept scuză, nu vă costă nimic în plus. Megre zâmbea și el vag. La 5, chelnerul aprinse lămpile, dar era încă destulă lumină afară ca să zărâși clienții când traversau trotuarul și întindeau mâna spre clanță. Când își făcu astfel apariția Joseph Odiat, lui și Megre se priviră, parcă de comun acord, și din acel moment ai fi zis că se angajaseră într-un schimb de lungi confidențe. Nu era nevoie să vorbească despre Floria, Pepito sau Caju. Megre știa, iar celălalt știa că el știe. Salut, Luis! Odia era un bărbat mic de statură, îmbrăcat tot în negru, cu nasul puțin strâm și niște ochi care nu stăteau o clipă locului. Ajuns la bar, întinse mâna spre casieră, spunând: bună ziua, copilă frumoasă! Apoi către Lucian, un păhărel de pernot tinere. Vorbea mult. Avea întotdeauna aerul unui actor în timpul reprezentației. Dar Megre ghici destul de repede că această fațadă ascundea o neliniște. De altfel, Odia avea un tic. Când zâmbetul îi dispărea de pe buză, făcea automat un efort ca să-l reconstituie. Încă n-a venit nimeni? Localul era aproape pustiu. Doar doi clienți stăteau în picioare la bar. Eugene a trecut pe aici. Patronul relua scena pe care o mai jucase, arătându-i-l pe Megre. Odia, mai puțin diplomat decât Eugene, întoarse brusc capul, îl privi pe Megre în față și scuipă pe jos. Altfel? Întrebă el. Nimic. Ai câștigat? Sufletul. Am primit un pont care a dat kicks.
În cursa a treia, unde aveam șanse, calul a ratat startul. Dă-mi un pachet de goloase, copilă frumoasă. Nu reușea să stea locului, se lăsa de pe un picior pe altul, dădea din mâini, din cap. Pot să dau un telefon? Lui se uită iar către Megre. Imposibil, domnul de acolo a stricat aparatul. Era luptă pe față. Odia nu era deloc liniștit. Se temea să facă vreo gafă, deoarece nu știa ce se petrecuse înainte de venirea lui. Ne vedem diseară? Ca de obicei. Odia goli paharul și plecă. Lui se așeză la o masă de lângă cea a lui Megre, unde i se aduse o mâncare caldă, pregătită de angajatul său, pereșoul din oficiu. Kellner, strigă comisarul. Imediat, 9 franci și 75. Adun 2 sandvișuri cu jambon și o bere. Luis mânca o varsă călită cu 2 cârnăciori pe distanți. A mai rămas jambon, domnule Luis? Trebuie să mai fie o bucată veche în recitor. Mânca zgomotos, exagerându-și vulgaritatea gesturilor. Megre primi 2 sandvișuri uscate și pricăjite, dar se prefăcu că nu bagă de seamă. Kellner, muștar! N-avem. Următoarele 2 ore trecură mai repede, deoarece localul era invadat de trecători care intrau să-și bea aperitivul. Patronul catadixea să servească el însuși. Ușa se deschidea și se închidea într-una, iar Megre simțea de fiecare dată curentul de aer rece. Afară se lăsa gerul. O vreme autobuzele care treceau au fost arhipline, cu oameni pe scări. Apoi, treptat, strada s-a golit. Rumorii de la 7 seara i-au urmat un calm neașteptat care prevestea agitații atât de diferite din cursul serii. Ora cea mai plictisitoare a fost de la 8 la 9. Nu mai era nimeni. Kellnerul mânca și el. Locul casieriței blonde fusese luat de o femeie la vreo 40 de ani, care începea să frieze și să facă fișicuri monedele din sertar. Lui urcase în camera lui și la întoarcere își pusese haina și cravata. Joseph, odiat, își făcuse avariția primul, la câteva minute după ora 9. Îl căută pe Megre cu privirea și se îndreptă spre Luis. E totul bine? Da, nu-i niciun motiv să nu fie totul bine, nu-i așa? Dar Luis nu mai avea voiniciunea din cursul după amiezii. Obosit, nu se mai uita la Megre cu aceea siguranță. Iar Megre oare nu era și el cuprins de oarecare moleșală? Fusese nevoit să bea de toate. Bere, cafea, calvados, apă minerală. 7-8 farfurioare se îngrămădeau pe masă și încă mai trebuia să bea. Uite pe Eugene și pe amicul lui. Mașina de un albastru pal opri din nou la marginea trotuarului și în bar intrare 2 bărbați. Mai întâi Eugene, îmbrăcat ca mai devreme, apoi un bărbat mai tânăr, puțin timid, care zâmbea tuturor. Și Oscar? Vine și el, sigur. Eugene făcu repede cu ochiul, arătând spre Megre, apropie 2 măsuțe și luă chiar el fața de masă roșie și jetoanele dintr-o cutie. Începem? În fond, fiecare juca teatru, dar cei care conduceau jocul erau Eugene și patronul, mai ales Eugene, care venise odihnit la luptă. Avea dinții de un alt sclipitor, o veselie neprefăcută și probabil că femeile se dădeau în vânt după el. Cel puțin în seara asta o să vedem bine, spuse el. De ce? Întrebă odiat, care din acel moment avea să fie mereu în urma celorlalți. Pentru că avem dita mai lumânarea, de aia. Lumânarea era Megre, care își fuma pipa la mai puțin de 1 metru de jucători. Luis, cu un gest ritual, luă tablița și creta. El obișnuia să scrie punctele. Trasă coloanele și inițialele partenerilor. Ce beți? Întrebă Kellnerul. Eugene miji ochii, se uită la paharul cu calvados al lui Megre și răspunse. La fel ca domnul. Un sirop de căpșuni cu apă minerală, spuse Odia, care nu se simțea în locul largului. Al patrulea avea un accent marsiliez și probabil că se afla doar de puțin timp la Paris. Copia atitudinea lui Jean, față de care părea să aibă o mare admirație. Auzi, Luis, sezonul de vânătoare nu s-a închis, nu? De data asta, nici Luis nu înțelese. De unde să știu eu? De ce mă întrebi? Pentru că mă gândeam la sticleți. Și această aluzie îl viza tot pe Megre. Explicația veni imediat, în timp ce împărțeau cărțile și fiecare și le desfăcea în formă de evantai în mâna stângă. L-am vizitat mai adinaur pe domnul, adică am fost să le avertizez pe Cajot. Odia ridică imediat capul. Ce-a spus? Luis se încruntă, considerând probabil că se mergea prea departe. S-a prăpădit de râs. Se pare că e în largul lui și că pregătește o mică petrecere. A tu, Carou, terță mare, e bine? Gvartă mare. Se simțea că Eugene, sureșcitat, nu se mai gândea la joc, ci la noi ironii. Locuitorii Parisului, murmură el deodată, se duc să-și petreacă vacanța la țară, de exemplu în departamentul Loara. Partea hazlie e că cei de acolo vin să-și petreacă vacanța la Paris. În sfârșit, nu putu să rezista tentației de a-i da de înțeles lui Megre că știa tot.
Iar Maigret își fuma mai departe pipa, încălzind în mână paharul de calvados înainte de a bea o gură. Fii atent la joc, replică Louis, care se uita din când în când către ușă cu îngrijorare. A tu! Exact atunci intră un bărbat care părea un prăvăliaș din Montmartre. Se așeză fără o vorbă între Eugene și amicul lui Marsiliez, puțin mai retras, și, tot fără să rostească un cuvânt, dădu mâna cu fiecare. Toate bune? Întrebă Louis. Nou venitul deschise gura și se auzi o umbră de voce. Era Afon. Toate bune. Te-ai prins? Îi strigă Eugene la ureche, ceea ce arăta că omul era și surd. Ce? Se auzi din nou vocea subțirică. Probabil că și cineva îl călcă zdravând pe picior pe sumasă. În sfârșit, privirea surdului se opri asupra lui Maigret și omul schiță un zâmbet. Am înțeles. A tu treflă, pas, pas. Strada Fontaine se trezise din nou la viață. Firmele luminoase se aprinseseră și portarii își ocupaseră locul pe trotoare. Cei de la Floria veni să ia țigări și nimeni nu-l băgă în seamă. A tu inimă. Maigret se încălzise. Avea tot corpul anchilozat, dar nu lăsa să se vadă și expresia feței rămânea aceeași ca în momentul când se instalase la masă, la ora 1 și jumătate. Auzi? Strigă deodată Eugene la vecinului care auzea greu și pe care Maigret îl recunoscuse ca fiind patronul unui bordel de pe strada Provence. Cum îi zici unui lăcătuș care nu mai face lăcătușerie? Comicul situației provenea din faptul că Eugene trebuia să strige, în timp ce vecinul lui răspundea cu o voce angelică. Un lăcătuș care... Nu știu. Eu îi zic o nulitate. Jucă, luă cărți de joc, jucă iar. Și unui sticlete care nu mai e sticlete? Vecinul lui înțelesese. Fața îi se lumină de veselie și rosti cu o voce și mai subțire. O nulitate! Atunci toți izbucniră în râs. Chiar și odia, dar râsul lui dură cel mai puțin. Ceva îl împiedica să participe la veselia generală. Se simțea că e îngrijorat, în pofida prezenței prietenilor lui. Și cauza nu era doar Maigret. Leon, strigă el către chelnerul de noapte, dă-mi un coniac cu apă. Acum te dai pe coniac? Eugene remarcase că odia ceda și se uita la el cu severitate. Poate că ar fi mai bine să nu exagerezi. Ce să exagerezi? Cât ai băut înainte de masa de seară? Am băut pe naiba, izbucni el încăpățânându-se. Calm, copii, interveni Louis. A tu, pică! La miezul nopții, veselia lor era mai artificială. Maigret stătea tot nemișcat, cu pipa între dinți și pardesiul pe spate. Părea că face parte din mobilier. Mai mult, părea că face parte din perete. Dar privirea lui era vie și se deplasa fără grabă de la un jucător la altul. Odia cedase primul, dar surdul dădu și el curând semne de nerăbdare și în cele din urmă se ridică. Mâine trebuie să merg la o mormântare. E timpul să mă duc la culcare. Du-te, învârtindu-te! Spuse Eugene cu glas căzut și sigur că nu i-a auzit. Spunea asta așa cum ar fi spus orice altceva ca să se mențină în formă. Iar belotă și a tu și iar a tu, dați cărțile. Odia, în pofida privirilor pe care le arunca Eugene, băuse trei coniacuri și trăsăturile feței se accentuaseră. Pălise și avea fruntea sudată. Unde te duci? Plec și eu, răspunse el ridicându-se. Îi era greață, se vedea bine. Al treilea coniac pe care îl băuse ca să-și revină, îi pusese capac. Louis și Eugene se uitară unul la altul. Parcă ești o cârpă, spuse în cele din urmă Eugene. Trecuse de unul. Maigret își pregăti banii și îi puse pe măsuță. Eugene îl împinse pe Odia într-un colț și vorbi cu glas căzut, dar vehement. Odia se împotrivea. Până la urmă se lăsă convins. Pe mâine, spuse el cu mâna pe clanță. Kellner, cât am de plată? Farfurioarele se ciocniră între ele. Maigret își încheie pardesiul, își umplu din nou pipa și o aprinse de la aprinzătorul cu gaz de lângă teșghea. Bună seara, domnilor! Ieși și se orientă după zgomotul pașilor lui Odia. Eugene trecu după teșghea ca și cum ar fi vrut să-i spună ceva patronului. Louis, care înțelesese, deschise discret un sertar. Eugene vârâ mâna înăuntru, apoi o băgă în buzunar și se îndreptă spre ușă împreună cu marsiliezul. Ne vedem mai târziu, spuse el și dispăru în noapte. Capitolul 6. Pe strada Fontaine puteai vedea luminile localurilor de noapte, portarii și șoferii mașinilor care staționau. Situația se contură mai bine abia după Place Blanche când o luară la dreapta, pe bulevardul Rochechouart. Joseph Odia mergea drept înainte, cu un pas neregulat, frebril, fără să întoarcă vreodată capul.
La 20 de metri în spatele lui, Maigret, enorm, cu mâinile în buzunare, mergea calm, cu pași mari. În liniștea nopții, pașii celor doi se acompaniau reciproc, cei ai lui Odia mai rapizi, cei ai lui Maigret mai apăsați. În sfârșit, în spatele lor se auzea duduitul mașinii lui Eugene, pentru că Eugene și Marsiliezul plecaseră după dânsii cu mașina. Conduceau lent, la pas, pe lângă bordură, încercând și ei să păstreze distanța. Uneori erau obligați să schimbe viteza ca să mențină ritmul. Alteori, mașina făcea brusc câțiva metri dintr-o zvâcnire, apoi aștepta până când cei doi se depărtau suficient de mult. Maigret nu avusese nevoie să se uite înapoi. Înțelesese. Știa că mașina mare și albastră era acolo. Ghicea fețele de după parbriz. Era ceva clasic. Îl urmărea pe Odia, deoarece avea impresia că Odia se lăsa mai ușor intimidat decât ceilalți. Iar ceilalți, care știau asta, îl urmăreau și ei. La început, Maigret schiță un zâmbet vag, apoi încetă să mai zâmbească, ba chiar se încruntă. Kelderul nu se îndrepta spre strada Lepic, unde locuia, nici spre centrul orașului. Mergea mai departe de bulevard și pe deasupra căruia trecea acum linia aeriană a metroului și, fără să se oprească la intersecția Barb, își continuă drumul spre La Chapelle. Era puțin probabil să fie avut ceva de făcut în acel cartier la o astfel de oră. Explicația se impunea. Înțeles cu cei doi bărbați din mașină, Odia îl ducea pe comisar spre locuri din ce în ce mai pustii. Din loc în loc se mai zăreau silueta unei prostituate ascunse în umbră sau forma ezitantă a vreunui arab care mergea de la una la alta, nehotărât pe care să o aleagă. Totuși, emoția nu apărut imediat. Maigret rămânea calm, pufăia din pipă și își asculta pașii la fel de regulați ca un metronom. Trecură peste calea ferată de la gara de nord, care putea fi zărită în depărtare, cu peroanele pustii și orologiul luminat. Era 2:30. Mașina continua să duduie în urma lor, când pe neașteptate răsună un scurt claxon. Atunci, Odia a început să meargă mai repede, atât de repede încât părea că abia se abținea să o ia la fugă. Tot așa, fără vreun motiv aparent. Odia traversă strada, Maigret traversă și el. O clipă din profil reuși să zărească mașina și în acel moment a avut o vagă bănuială cu privire la ceea ce se pregătea. Linia aeriană a metroului făcea ca bulevardul să fie mai întunecos decât oricare alt colț al Parisului. Trecu o patrulă de agenți de poliție pe bicicletă. Unul dintre ei întoarse capul după mașină. Nu văzu nimic suspect și pedală mai departe alături de colegii lui. Ritmul se accelera. După 100 de metri, fostul chelner traversă din nou strada. Dar de data aceasta nu se mai putu stăpâni și făcu câțiva pași în fugă. Maigret, care se oprise și vedea mașina pregătită să accelereze, înțelesese. Câteva broboane de sudoare îi apăruseră la tâmple, deoarece doar întâmplarea făcuse să scape de accident. Sărea în ochi. Odiot avea misiunea să-l atragă pe străzi pustii, iar acolo, în momentul în care Maigret ar fi fost în mijlocul drumului, mașina ar fi accelerat și l-ar fi făcut zob. Era pur și simplu halucinant să observi mașina luxoasă și suplă care înainta, duduind ușor, și să te gândești la cei din interiorul ei, la Eugene mai ales, omul cu dinți strălucitor și cu zâmbet de copil răsfățat, care, cu mâinile pe volan, aștepta momentul potrivit. Se putea vorbi de crimă? Maigret risca dintr-un moment în altul să moară cât se poate de oprostește și de oribil. Căderea brutală pe pavaj, rând peste tot, și cine știe, poate ore întregi în care avea să geamă fără să-i vină cineva în ajutor. Era prea târziu să se mai întoarcă. De altfel, nici nu voia. Nu mai conta pe Odia, nu mai spera să-l prindă din urmă și să-l facă să vorbească, dar se încăpățâna să-l urmărească. Era o chestiune de prestigiu față de el însuși. Singura măsură de precauție, scoase revolverul din buzunarul pantalonilor și-l armă. Apoi, merse puțin mai repede. În loc să rămână la 20 de metri de chelner, se apropie atât de mult încât Odia crezu că îl va ajunge și grăbi și el pasul. Pres de câteva secunde, situația fu de-a dreptul comică și cei doi din mașină probabil că își dădură seama, deoarece se apropiară puțin. Treceau astfel pe lângă copacii de pe bulevard și pe lângă stâlpii liniei de metrou. Lui Odia îi era teamă de Maigret și poate de complicii lui. Când un nou claxon îi ceru să traverseze strada, se opri în loc, gâfâind la marginea trotuarului. Maigret, care se hotărâse să meargă foarte aproape de el, văzu farurile mașinii, pălăria moale de fetru a chelnerului și ochii lui îngrijorați. Când s-o coboare de pe trotuar, ca să rămână aproape de cel urmărit, a avut o intuiție. Poate că și Odia a avut aceeași intuiție, dar pentru el era prea târziu. Pornise înainte și făcuse 1-2 metri. Maigret deschise gura să strige. Înțelegea că cei doi din mașină, sătui de această vânătoare fără rezultate, hotărâseră brusc să accelereze, chiar dacă ar fi lovit în același timp și pe amicul lor. Nu s-a auzit niciun țipăt.
Un vâjuit, un zgomot de motor accelerat, dar și o bufnitură, ceva vag, poate chiar și o tânguire confuză. Stopurile mașinii se îndepărtau deja, dispărând pe o stradă transversală. Trântit la pământ, bărbatul scund, îmbrăcat în negru, încerca să se ridice sprijinându-se în mâini și se uita la Maigret cu o privire rătăcită. Avea aerul unui nebun sau al unui copil. Chipul îi era murdar de praf și sânge. Nasul lui nu mai avea aceeași formă, ceea ce schimba chiar aspectul general al feței. Reuși să se ridice în capul oaselor și întinse o mână moale, ca în vis, o duse la frunte și schiță o grimasă care semăna cu un zâmbet. Maigret îl ridică, îl așeză pe marginea trotuarului și se duse mașinal să-i aducă pălăria rămasă în mijlocul străzii. Apoi îi trebuiră și lui câteva clipe ca să-și recapete echilibru, deși nu fusese atins de mașină. Nu se zărea niciun trecător. Un taxi trecu, dar foarte departe de ei, spre bar. Ai scăpat ca prin urechile acului, bombăni comisarul, aplecându-se spre rănit. Îi pipăi capul cu două degete ușurel ca să vadă dacă nu avea craniul fracturat. Îi mișcă picioarele unul după altul, căci Kernelul avea pantalonii rupți, sau mai curând smulși din dreptul genunchiului drept, unde Maigret întrezări o plagă urâtă. Odia părea că își pierduse nu numai darul vorbirii, ci și judecata. Esteca în gol, vrând parcă să scape de un gust rău din gură. Maigret ridică ușor capul. Auzise zgomotul unui motor. Era convins că mașina lui Eugene trecea pe o stradă paralelă. Apoi zgomotul se apropie și mașina albastră traversă bulevardul la nici 100 de metri de cei doi. Nu puteau să rămână acolo. Eugene și marsiliezul nu se îndurau să plece. Voiau să știe ce se va întâmpla. Făcură din nou un ocol mare în cartier, iar duduitul mașinii continua să fie perceptibil în liniștea nopții. De data asta, intrară chiar pe bulevard și trecură la doar câțiva metri de Odia. Maigret își ținea respirația în așteptarea împușcăturilor. Vor reveni, spuse el. Și de data asta îl ridică pe Kellner, traversară strada și l-așeză în umbra platformei cu spațiu verde, în spatele unui copac. Mașina a trecut din nou. Eugene nu-i mai văzut pe cei doi și opri mașina la 100 de metri. Probabil că a urmat o scurtă discuție între el și Massiliez, iar rezultatul a fost renunțarea la urmărire. Odia gemea, se agita, iar un felinar lumina o pată mare de sânge pe pavaj în locul unde căzuse. Maigret era obligat să aștepte. Nu îndrăznea să-l părăsească pe rănit ca să plece în căutarea unui taxi. Nu voia nici să sune la ușa unei case, stârnind astfel curiozitatea oamenilor. Așteptarea dură doar 10 minute. Își făcu apariția unui algerian, pe jumătate beat, iar comisarul își dădu destul o seneală să-l facă să înțeleagă că trebuia chemat un taxi. Era frig. Cerul avea aceeași culoare glacială ca în noaptea plecării sale de la Meung. Uneori se auzea șuieratul unui tren de marfă dinspre gara de nord. Mă doare, spuse în sfârșit Odiat cu o voce plângreață. Și ridică privirea spre Maigret, cu aerul că aștepta de la el un leac pentru suferința lui. Din fericire, algerianul se achită de misiunea lui și văzură sosind un taxi, al cărui șofer luă o atitudine prudentă. Sunteți sigur că e vorba de un accident? Nu se hotăra să oprească motorul și să-l ajute pe Maigret. Dacă nu e sigur, du-ne atunci la poliție, replică acesta din urmă. Șoferul se lăsă convins și după un sfert de oră opri în fața hotelului unde stătea Maigret. Odia, care nu închisese ochii, observa totul în jur cu o blândețe atât de inefabilă, încât stârnea zâmbetul. Portarul hotelului avea altă părere. Prietenul dumneavoastră pare mai curând beat. Poate că era puțin beat, dar a dat o mașină peste el. Îl duseră pe Kellner în camera lui Maigret, care ceru rom și prosoape. Pentru restul, nu avea nevoie de nimeni. În timp ce clienții hotelului dormeau în camerele vecine, el, fără zgomot, își scoase pantofii, haina, gulerul fals și îi suflecă mânecile cămășii. După jumătate de oră, încă îi mai acorda îngrijirii Odia, acum întins pe pat, slab și gol, păstrând încă pe pulpele picioarelor urma jartierelor bărbătești. Rana cea mai urâtă era cea de la genunchi. Maigret o dezinfectase și o pansase. Lipise plasuri peste câteva zgârieturi ușoare și, în sfârșit, îi dăduse să bea rănitului în pahar mare cu rom. Radiatorul era fierbinte, perdelele nu erau trase și luna se zărea într-un colț de cer. Marti căloși, amicii tăi, spuse comisarul oftând. Odia arăta spre haina lui și ceru o țigare. Mi-a trezit bănuia la faptul că nu păreai deloc calm. Te gândeai că o să-ți facă și ție bucata. Cu privirea mai puțin tulbure, Kellnerul se uita la Maigret cu circunspecție. Ce vă pasă? Întrebă el. Nu te agita. Încă n-ai mintea limpede. O să spun de ce îmi pasă. O pramatie pe care o cunoști l-a lichidat pe Pepito, probabil pentru că se temea că nu-și va ține gura în ceea ce privește cazul Barnabe.
Pe la 2 dimineața, Pramatia cu pricina a venit după tine la Tabac Fonten. Odiaz se încruntă și privi spre perete. Amintește-ți! Cajo te-a chemat afară. Ți-a spus să te ciocnește tipul care va ieși dintr-un minut în altul de la Floria, astfel încât, grație mărturiei tale, acest tip a fost arestat. Să spunem că e vorba de cineva din familia mea. Cu obrazul pe pernă, Odia murmură. Nu contați pe mine. Era în jur de ora 4. Negre se așeză lângă pat, își turnă rom în pahar și umplu pipa. Avem timp să stăm de vorbă, spuse el. M-am uitat pe actele tale. Încă n-ai decât 4 condamnări și niciuna gravă. Fur din buzunare, escrocherie, complicitate la spargerea unei vile. Chelnerul se prefăcea că doarme. Numai că, dacă am numărat bine, încă o condamnare îți va aduce expulzarea. Ce zici? Lăsați-mă să dorm. Eu nu te opresc să dormi. Nici tu pe mine să vorbesc. Amicii tăi încă nu sunt acasă. La ora asta aranjează lucrurile în așa fel încât mâine, dacă semnalezi la poliție numărul mașinii, proprietarul unui garaj va spune că automobilul n-a ieșit de la el în noaptea asta. Un zâmbet tâmp întindea buzele tumefiate ale lui Odia. Dar vreau să știu un lucru. Îi voi veni de hac, lui Cajo. N-a scăpat unul când am vrut să-l bag la răcoare. Iar în ziua în care notarul va intra la apă, vei intra și tu, oricât te-ai zbate. La 5, Megre băuse 2 pahare de rom și camera era plină de fumul albăstrului ai pipei. Odia se foise atât de mult în pat, încât până la urmă se ridicase în capul oaselor, cu pomeții roșii și ochii lucitori. Caju a hotărât acțiunea din seara asta? Probabil că da. Eugene nu s-ar fi gândit sigur la asta. Dacă așa stau lucrurile, trebuie să-ți dai seama că patronul tău n-ar fi deloc întristat dacă ar scăpa de tine. Un locatar trezit din somn de monologul monoton al lui Megre bătu cu piciorul în podea. Megre își scoase vesta pentru că era foarte cald. Dați-mi rom. Nu era decât un pahar, cel de apă, și cei doi bărbați băură pe rând fără să-și dea prea bine seama de cantitatea de alcool îngurgitată. Megre revenea mereu la ideea lui. Nu-și cer mare lucru. Recunoaște doar că imediat după moartea lui Pepito, Cajo a venit la tine la bistro. Nu știam că Pepito murise. Vezi? Prin urmare, erai la Tabac Fonten, ca în seara asta, cu Eugene și probabil cu tipul surd. Cajo a intrat? Nu. Atunci a bătut la geam. Probabil că a stabilit un semnal. Nu o să spun nimic. Pe la 6, cerul se lumină. Tramvaiele începură să treacă pe chei și un remorcher șuieră spâșietor, ca și cum și-ar fi pierdut toate șlepurile în timpul nopții. Megre era aproape la fel de roșu la față ca Odia și avea ochii la fel de strălucitori. Sticla de rom era goală. O să spun prietenește ce se va întâmpla, acum când ei știu că ai venit aici și că am stat de vorbă. Imediat ce vor putea, vor repeta figura, iar de data asta n-ai să mai scapi. Ceriși dacă vorbești. Ca să fii protejat, vei fi ținut la închisoare câteva zile. După ce toată banda va fi prinsă, vei fi eliberat și gata. Odia era foarte atent și, ca dovadă că ideea nu-i displăcea din capul locului, murmură ca pentru sine. În starea în care mă aflu, am dreptul să stau la infirmerie. Evident. Și cunoști infirmeria de la Fresn. E chiar mai bine acolo decât la spital. Negre cal îi desfăcu pansamentul. Genunchiul îi se umflase, iar Odia, care era foarte speriat de boli, îi pipăi cu spaimă. Nu va trebui să-mi taie piciorul, nu-i așa? Îți promit că în 15 zile vei fi vindecat. Un mic epașament de sinovie. Ah! Se uită în tavan și rămase așa câteva minute. Un ceas sună într-o cameră. Pe culoar se auziră pașii ușori ai valeților care își începeau serviciul, iar pe palier o perie de curățat pantofii prinse să facă un zgomot strident. Te-ai hotărât? Nu știu. Prefer să fii judecat împreună cu Cajou? Aș vrea să beau apă. Făcea în adins. Nu zâmbeai, dar îi puteai simți bucuria că era servit. Apa e călduță. Negrei nu protestă. Cu bretelele lăsate, se deplasa de colo-colo și făcea tot ce cerea rănitul. Cerul deveni trandafiriu la orizont. O rază de soare intră prin geam. Cine conducea ancheta? Comisarul Amadie și judecătorul Gastambide. Sunt de treabă? Cum nu se poate mai de treabă? Nu-i așa că era să mor? Cum au lovit? Cu alipa stânga a mașinii. Eugene era la volan? Da. Marsiliezu stătea lângă el. Ăsta cine e? Un tânăr care a venit acum 3 luni. Era la Barcelona, dar se pare că acolo nu mai e nimic de făcut. Ascultă, Odia, nu e cazul să ne mai jucăm de-a fața ascunsele. O să chem un taxi. Mergem împreună la poliția judiciară.
Amadieu vine la 8 și tu îi spui totul așa cum s-a întâmplat. Maigret căscă atât de obosit încât abia mai putea să vorbească. Ce spui? Să mergem. În câteva minute, Maigret se spălă pe față, își făcu toaleta și ceru să li se aducă micul dejun. Într-o situație ca a ta, într-un singur loc poți fi liniștit. La închisoare. Amadieu nu e tipul ăla înalt, palid tot timpul și cu mustață mare? Ba da. Nu-mi spune nimic. Soarele care răsănea te ducea cu gândul la căsuța de pe malul Loarei și la undițele care așteptau în barcă. Poate că de vină era oboseala, dar pentru o clipă Maigret fu pe punctul de a renunța. Îl privi pe Odia mirat, ca și cum ar fi uitat ce căuta acolo și își trecu mâna prin păr. Cum o să merg? Am pantalonii rupți. Maigret chemă valetul, care binevoi să renunțe la o pereche de pantaloni vechi. Odia șchiopăta, gemea, se lăsa să atârne cu toată greutatea pe brațul comisarului. Traversarea Pont Neuf cu taxiul și simplul fapt de a respira aerul rece al dimineții era deja o ușurare. O dubă goală ieșea de la arest unde își dusese clienții. Poți să urci scara? Poate că da. În orice caz, nu vreau targă. În sfârșit, Maigret simțea o apăsare în piept din cauza nerăbdării. Taxiul opri în fața numărului 36. Înainte de a-l scoate pe Odia din mașină, comisarul plăti cursa și chemă plantonul în uniformă ca să-i dea o mână de ajutor. Plantonul vorbea cu un bărbat care stătea cu spatele la stradă și care, auzind glasul comisarului, se întoarse brusc. Era Cajot, într-un par de siu negru, cu o barbă de 2 zile. Odia îl zări abia după ce coboră din taxi, în timp ce Cajot, fără să-l privească măcar, își continuă conversația cu agentul. Nimeni nu rosti vreun cuvânt. Maigret îl sprijinea pe chelner, care se prefăcea mult mai schilodit decât era. După ce traversară curtea, se lăsă pe prima dreapta scării ca un om care nu mai poate. Apoi ridică ochii rânjind. V-am tras în piept. N-am nimic de spus. Nu știu nimic. Dar nu voiam să rămân în cameră la hotel. Vă cunosc eu. De unde știu că nu m-ați împins în fața mașinii? Maigret strânse pumnul, tare ca piatra, dar nu-l scoase din buzunarul partesiului. Capitolul 7. Eugene sosi primul, cu puțin înainte de 11. Deși nu venise încă primăvara, își armonizase ținuta cu soarele vesel. Purta un costum gri deschis, dintr-o sofă atât de moale, încât se mula la fiecare mișcare. Pălăria avea aceeași nuanță de gri, iar pantofii erau din piele de căprioară. Și, când deschise ușa cu geam de la poliția judiciară, pe culoar pătrunse odată cu el un parfum discret. Nu era prima dată când venea acolo. Se uită la stânga și la dreapta ca un cunoscător al locului, fumându-și mai departe țigara cu muștiu cauriu. Ora raportului trecuse. Oamenii din fața birourilor comisarilor așteptau cu un aer posac. Eugene se apropie de aprod, pe care îl salută ducând un deget la pălărie. Auzi, bătrâne, sunt așteptat de comisarul Amadieu. Luați loc! Se așeză cu dezinvoltură picior peste picior, aprinse altă țigară și deschise un ziar la pagina despre curse. Lunga mașină albastră staționa în fața intrării. Maigret, care îl zărise de la o fereastră, coboruse în stradă să se uite la aripa stângă, dar aceasta nu avea nicio zgârietură. Cu câteva ore în urmă, intrase în biroul lui Amadieu cu pălăria pe cap și privirea circunspectă. Aduc un om care cunoaște adevărul. Asta îl privește pe judecătorul de instrucție, răspunsese Amadieu, continuând să răsfoiască niște rapoarte. Atunci, Maigret bătuse la ușa șefului și înțelesese dintr-o privire că vizita lui nu era dorită. Bună ziua, domnule director! Bună ziua, Maigret! Erau amândoi la fel de strânjeniți și nu aveau nevoie de prea multe cuvinte ca să se înțeleagă. Domnule director, am muncit toată noaptea și am venit să vă cer să faceți în așa fel ca 4 indivizi să fie interogați aici. Asta e treaba judecătorului, obiectă directorul poliției judiciare. Judecătorul nu va scoate nimic de la oamenii ăștia. Mă înțelegeți? Maigret era conștient că plictisea pe toată lumea și că oamenii aceia ar fi vrut să-l trimită la toți dracii, dar se încăpățâna. Silueta lui enormă acoperi mult timp orizontul șefului, care ceda treptat și dădu în cele din urmă câteva telefoane. Vino puțin la mine, Amadieu. Imediat, domnule director. Discutară. Prietenul nostru Maigret îmi spune că, pe la 9, Amadieu se învoi să meargă la cabinetul lui Gastambide pe culoarele Palatului de Justiție. Când se întoarse, după 20 de minute, avea în buzunar comisiile rogatorii necesare pentru interogarea lui Cajou, Odia și Eugene, a patronului bistroului Tabac Fontain, a marsiliezului și surdului. Odia era deja acolo. Maigret l-obligase să urce și de dimineață stătea la capătul culoarului de unde urmărea furios agitația polițiștilor.
La 9:30, 5 inspectori plecară în căutarea celorlalți, în timp ce Maigret, mort de somn, rătăcea prin instituția din care nu mai făcea parte, discuzând uneori o ușă, dând mâna cu câte un fost coleg, golindu-și pipa în lumegușul scuipătorilor. Ești bine?" Sunt bine," răspundea el. Știi ce furios sunt?" îi șoptise Lucas. Cine?" Amadieu, șeful cel mare." Iar Maigret aștepta, impregnându-se de atmosfera casei, care fusese și a lui. Instalat într-un fotoliu tapizat cu catifea roșie, Eugene nu se arăta deloc impacientat. Ba, chiar zărindu-l pe Maigret schițase un zâmbet vesel. Era un bărbat frumos, plin de vitalitate, de siguranță. Emana prin toți porii sănătate și lipsă de griji, iar cele mai mici mișcări ale sale vădeau o agilitate aproape animalică. Maigret văzu un inspector care tocmai venea atunci și se grăbi să-l întrebe. Ai fost la garaj?" Da, proprietarul garajului spune că mașina a stat acolo toată noaptea și pasnicul îi confirmă declarația. Era ceva atât de ușor de prevăzut, încât Eugene, care probabil că auzise, nu-și dădea osteneala nici măcar să fie ironic. Patronul bistronului își făcu un scurt timp apariția, cu ochii tulburi de somn, manifestându-și proastă dispoziție prin mimică și gesturi. Comisarul Amadieu, bombăni el, adresându-se aprodului. Las loc! Fără să arate că îl recunoaște pe Eugene, se așeză la 3 metri de el, cu pălăria pe genunchi. Comisarul Amadieu îl chemă pe Maigret și acum erau din nou față în față în biroul mic de unde se vedea Sena curgând. Ți-au venit șmecherii? Nu toți. Vrei să-mi spui exact întrebările pe care dorești să le pun? Era o frază în aparență amabilă și deferentă, dar în același timp era și o declarație de rezistență pasivă. Amadieu știa la fel de bine ca interlocutorul lui că e posibil să stabilești dinainte frazele unui interogatoriu. Maigret dictă totuși un anumit număr de întrebări pentru fiecare martor. Amadieu le notă cu docilitatea unui secretar, dar și cu o satisfacție evidentă. Asta-i tot? Tot. Vrei să începem cu numitul audio? Maigret făcu un semn care voia să spună că era indiferent și Amadieu apăsă pe butonul soneriei, apoi dădu un ordin inspectorului care se prezentă la apelul său. Secretarul lui se așeză la capătul biroului cu spatele la fereastră, în timp ce Maigret se instală în colțul cel mai întunecos. Stai jos, Odia, și spune-ne ce ai făcut noaptea trecută. N-am făcut nimic. Chelnerul, deși avea soarele în ochi, îl reperase pe Maigret și reuși să se adreseze o grimasă. Unde te aflai în miezul nopții? Nu mi-amintesc. M-am dus la cinema, apoi am băut ceva într-un bar de pe strada Fontaine. Amadieu făcu spre Maigret un semn care voia să spună. Nu-ți fie teamă, țin cont de ce am notat. Și într-adevăr, culornionul pe nas citi lent. Care e numele prietenilor pe care i-ai întâlnit în acel bar? Partida era pierdută dinainte. Interogatoriul fusese început cu stângul. Comisarul părea că debitează o lecție. Odia, care își dăduse seama, devenea din ce în ce mai sigur pe el. N-am întâlnit niciun prieten. N-ai zărit nici măcar o persoană care se află aici de față? Odia întoarse capul spre Maigret pe care îl observă dând din cap. Poate pe acest domn, dar nu sunt sigur. Nu am fost atent la el. Pe urmă? Pe urmă am ieșit și pentru că mă durea capul din cauza cinematografului, m-am plimbat pe bulevardele dinspre periferie. În timp ce traversam strada, am fost lovit de un vehicul și m-am trezit rănit sub un copac. De data asta, acest domn se afla acolo. Mi-a spus că am fost lovit de o mașină. I-am cerut să mă duc acasă, dar n-a vrut și m-a dus într-o cameră de hotel. Se deschise o ușă și intră directorul poliției judiciare, care se sprijini apoi cu spatele de perete. Ce i-ai spus? Nu i-am spus nimic. El a vorbit tot timpul. Pomenea despre niște inși pe care nu-i cunosc și voia să vin să declar aici că sunt prieten cu mine. Cu un creion albastru în mână, Amadieu nota uneori câte un cuvânt pe sugativă, în timp ce secretarul consemna întreaga declarație. Pardon, interveni directorul. Tot ce ne îndrugi e foarte frumos. Dar spune ce căutai la 3 dimineața pe bulevardul Chapelle. Mă durea capul. Greșești făcând pe șmecherul. Când cineva are deja 4 condamnări? Pardon, pentru primele 2 am fost amnistiat. Nu aveți dreptul să vorbiți de ele. Maigret se limita să privească și să asculte. Își fuma pipa, al cărei miros impregna biroul, în timp ce fumul urca în lumina soarelui. Vom vedea peste câteva minute. Odia a fost poftit să treacă într-o încăpere vecină. Amadieu telefonă. Să intre numitul Eugene Bernier. Acesta intră zâmbitor și dezinvolt, reperă dintr-o privire poziția fiecărui personaj și stinse țigara în scrumieră. Ce-ai făcut ieri seară? Repeta Amadieu fără convingere. Zău, domnule comisar,
Mă dureau dinții și m-am culcat de vreme. Întrebați pasnicul de noapte de la hotelul Alsina. La ce oră? La miezul nopții. Și n-ai trecut pe la Tabac Fonten? Unde vine asta? Ai răbdare. Cunoști un anume Odia? Cum arată? Întâlnești atâția oameni în Montmartre. Fiecare minut de imobilitate îl costa pe Maigret un efort dureros. Să intre Odia, telefonă Amadieu. Odia și Eugene se priviră cu multă curiozitate. Vă cunoașteți? Nu l-am văzut niciodată, mormăi Eugene. Încântat de cunoștință, glumi cu chelnerul. Nu se străduiau prea mult să joace teatru. Ochii plini de veselie le desmințeau cuvintele. Prin urmare, n-ați jucat împreună belota seară la Tabac Fontaine. Unul făcu ochii mari, celălalt izbucni în râs. Eroare, domnule comisar! Au fost confruntați apoi cu Marsiliezul, care tocmai venise și care întinsese mâna lui Jean. Vă cunoașteți? Păi cum? Am fost împreună. Unde? La hotelul Alsina. Camerele noastre sunt vecine. Directorul poliției judiciare îi făcu semn lui Maigret să-l urmeze. Străbătură împreună culoarul unde Louis, patronul bistroului, continua să aștepte, nu departe de Germain Cajot. Ce ai de gând să faci? Directorul îl privea cu neliniște. E adevărat că au vrut să te lichideze? Maigret nu răspunse. Cajot îl urmărea cu privirea, cu aceeași ironie calmă ca a lui Odia sau Eugene. Dacă aș fi putut să-i interoghez eu, spuse el oftând. Știi că nu se poate. Dar vom continua confruntările cât dorești. Vă mulțumesc, domnule director. Maigret știa că asta nu va folosi la nimic. Cei cinci bărbați erau înțeleși. Își luaseră măsuri de precauție, iar întrebările puse de Amadieu cu o voce posacă nu aveau cum să-i facă să mărturisească. Nu știu dacă ai sau nu dreptate, spuse iar șeful cel mare. Treceau prin fața lui Cajot, care profită ca să se ridice și să-l salute pe directorul poliției judiciare. Dumneavoastră ați cerut să fiu convocat, domnule director? Era ora amiezii. Cei mai mulți dintre inspectori plecaseră la masă, era o misiune. Culoarul lung era aproape pustiu. În fața ușii biroului său, șeful cel mare întinse mâna lui Maigret. Ce să spun? Tot ce pot să fac este să-ți urez noroc. Intră să-și ia pardesiul și pălăria, aruncă o ultimă privire în biroul unde continua interogatoriul și, în sfârșit, porni pe scară în jos, după ce aruncă lui Cajot o privire mohorâtă. Maigret era exasperat. Niciodată nu mai fusese atât de sufocat de o senzație de neputință. Cajot și lui stăteau așezați unul lângă celălalt, liniștiți și răbdători, amuzându-se amândoi de agitația lui. În biroul lui Amadieu se auzea un murmur calm de voci. Întrebările și răspunsurile se succedau fără frebilitate. După cum promisese, comisarul urma planul trasat de Maigret, fără să adauge nimic, fără să se implice. Filip era la închisoare. Doamna Maigret aștepta cu nerăbdare poștașul. Frumoasă zi, domnule, îi spuse deodată Cajot vecinului său Louis. Frumoasă zi! Vântul bate dinspre est, răspunse acesta. Și dumneavoastră ați fost convocat? Vorba ca să audă Maigret, cu o intenție vădită de persiflare. Da, cred că vor să-mi ceară o informație. Ca și mie. Ce comisar v-a convocat? Un anume Amadieu. Maigret îl atinse ușor când trecu pe lângă el și Cajot izbucni într-un râs insultător. Atunci Maigret a avut un reflex brutal, imposibil de controlat. Mâna lui lovi obrazul notarului. Era o mare gafă, dar era urmarea unei nopți albe, a nenumărate umilințe succesive. În timp ce Cajot rămase încremenit de brutalitatea atacului, lui se ridică și l-apucă pe Maigret de braț. Ești nebun? Aveau să se încaiere pe culoarele poliției judiciare? Ce se întâmplă? Întreba Amadieu, care deschisese ușa biroului. Văzându-i pe cei trei bărbați gâfâind, nu puteai să nu înțelegi, dar comisarul, ca și cum n-ar fi bănuit nimic, spusese calm. Intră, Cajot. Ceilalți martori fuseseră poftiți din nou să treacă în biroul vecin. Stai jos. Maigret intrase și el și stătea în picioare la ușă. Te-am chemat pentru că am nevoie de tine să identifici câțiva indivizi. Amadieu apăsă butonul soneriei. Primul intră Odia. Îl cunoști pe băiatul ăsta? Maigret ieși atunci trântind ușa și înjurând să-l audă toți. Îi venea să plângă. Comedia aceea îl revolta. Odia nu-l cunoștea pe Cajot. Cajot nu-l cunoștea pe Odia. Nici unul dintre ei nu-l cunoștea pe Eugene. Și tot așa până la sfârșit. Iar Louis nu cunoștea pe nimeni. Amadieu, care interoga, marca fiecare nouă tăgăduire cu un punct. Va să zică cineva își permitea să-i deranjeze micile tabieturi. Va să zică cineva pretindea să-l învețe pe el meserie.
Sigur, va fi amabil până la capăt, pentru că el era un om bine crescut. Da, chiar și așa, se va vedea. Maigret coborâ scoara cenușie, traversă curtea și trecu prin fața mașinii lui Eugene. Pont Neuf, Sena, Parisul, totul era luminat de soare. Aerul călduț se răcea brusc la umbră. Peste un sfert de oră sau peste oră, interogatoriile se vor termina. Eugene se va urca la volan, lângă Marsiliez. Cajou va lua un taxi. Fiecare va pleca în altă direcție după un schimb de priviri. Prostănacul de Filip. Maigret vorbea singur. Pietrele din pavaj se perindeau sub tălpile lui. Nu știa încotro merge. Deodată, îi se păru că o femeie care trecea pe lângă el întoarce capul ca și cum n-ar fi vrut să fie recunoscută. Se opri și o sări pe Fernand, care grăbea pasul. O prinse din urmă după câțiva metri și o apucă de braț cu o brutalitate involuntară. Unde te duci? Ea păru cuprinsă de panică și nu răspunse. Când ți-au dat drumul? Ieri seară. Înțelese că încrederea dintre ei se spulberase. Fernandei îi era teamă de el. Se gândea doar cum să-și vadă mai repede de drum. Ai fost convocată? O mai întrebă el, aruncând o privire spre clădirea poliției judiciare. Nu. Purta un taior albastru care o făcea să semene cu o micuță burgheză. Maigret își pierdea răbdarea, cu atât mai mult cu cât nu avea niciun motiv să o rețină. Ce vrei să faci acolo? Urmări privirea tinerei femei, care se oprise pe mașina albastră lui Eugene. Înțelese. Și se simți ofensat ca un bărbat gelos. Știi că noaptea trecută a încercat să mă omoare? Cine? Eugene. I-a vrut să spună ceva, dar își mușcă buzele. Ce-ai vrut să spui? Nimic. Plantonul se uita la ei. Sus, în biroul lui, Amadieu înregistra în continuare mărturiile celor 5 bărbați. Mașina aștepta, suplă și elegantă, ca proprietarul ei, iar Fernand, încruntată, pândea momentul în care putea să plece. Crezi că eu te-am dat pe mâna poliției? Insistă Maigret. Ea nu răspunse și se uită în altă parte. Cine ți-a spus că Eugenie e aici? Se încăpățâie în el cu întrebările. Era îndrăgostită. Îndrăgostită de Eugene, cu care se culcase ca să-i facă plăcere lui Maigret. Asta e, mormăi el în cele din urmă. Du-te, fato. Spera că va face cale întoarsă, dar Fernand se grăbi să ajungă la mașină și se opri lângă portieră. Pe trotuar rămase doar Maigret, care își umplea pipa. De altfel, nu putu să o aprindă, atât de tare îndesase tutunul. Capitolul 8. Trecând prin holul hotelului, Maigret se posomorâ când văzu o femeie ridicându-se dintr-un fotoliu de răchită. Se apropie de el, îl sărută pe obraș cu un zâmbet trist și îl ținu de mână. E îngrozitor, se tângui ea. Am sosit în dimineața asta și am alergat atâta încât nu mai știu de mine. Maigret se uita la cumnata lui, care venise hodorong-tronc din Alsacia și simțea nevoia să se obișnuiască puțin cu acea apariție, deoarece contrasta foarte mult cu imaginile din ultimele zile și din acea dimineață, cu atmosfera brutală prin care bâșbâia. Mama lui Filip semăna cu doamna Maigret, dar își păstrase mai mult decât sora ei prospețimea provincială. Nu era grasă, ci delicată. Avea fața trandafirie și părul netezit cu meticulozitate, totul aia dând senzația de curățenie. Hainele negre și albe, ochii, zâmbetul, aducea cu ea atmosfera de provincie și Maigret avea impresia că simte mirosul casei cu dulapuri pline de dulcețuri, aroma mâncărurilor gustoase și a cremelor pe care le pregătea cu foarte mare plăcere. Crezi că după asta își va mai găsi un loc de muncă? Comisarul luă de jos geamantanul cumnatei sale, care era și mai provincial decât ea. Dorme aici? Întrebă el. Dacă nu e prea scump? O duse în sala de mese, unde când era singur nu intra, pentru că avea un aspect auster și toți vorbeau acolo cu glas căzut. Cum ai dat de mine? Am fost la judecător, la Palatul de Justiție. Nu știa că te ocup de caz. Maigret nu spuse nimic, reacționând doar cu o grimasă. Își imagina litania cumnatei sale. Înțelegeți, domnule judecător, unchiul fiului meu, comisarul divizionar Maigret. Și? Întrebă el agăsat. Mi-a dat adresa avocatului, pe strada Grenelle. Am fost și acolo. Ai fost peste tot cu geamantanele astea? Le-am lăsat în gară la bagaje. Nemaipomenit. Probabil că le spusese tuturor ce pățise fiul ei. Când fotografia a apărut în ziar, Emil nici n-a îndrăznit să se mai ducă la birou. Emil era soțul ei, care era la fel de miop ca Filip. La noi nu e ca la Paris. Închisoarea e închisoare. Oamenii spun că nu iese fum fără foc. Are măcar un pat și o covertură? Mâncau sardele și feliuțe de sfeclă roșie și beau un vin roșu la carafă. Din când în când, Maigret făcea un efort ca să scape de obsesia acestui prânz. Îl cunoști pe Emil.
E foarte pornit contra ta. Pretinde că numai din vina ta a intrat Filip în poliție, în loc să caute un loc bun la o bancă. I-am răspuns că întotdeauna se întâmplă ce trebuie să se întâmple. Chiar, ce mai face soția ta? Nu se ostenește prea mult cu orătănile? Totul a durat o oră încheiată, deoarece după masă a trebuit să bea cafeaua, iar mama lui Filip vrea să știe exact cum e construită o închisoare și cum sunt tratați oamenii acolo. Stăteau amândoi în salon când portarul veni să anunțe că un domn voia să vorbească lui Maigret. Să intre! Se întreba cine putea să fie și îl zări mai mult decât mirat pe comisarul Lamadieu, care o salută pe doamna Loer cu oarecare stânjeneală. Mama lui Filip, spuse Maigret. Apoi lui Lamadieu. Să mergem în camera mea. Urcară scara în tăcere. Ajuns în cameră, comisarul tuși ușor, își scoase pălăria și lăsă la intrare umbrela de care nu se despărțea niciodată. Credeam că ne vedem imediat după interogatoriile din dimineața asta, spuse el. Ai plecat fără să-mi spui nimic. Maigret îi privea tăcut. Înțelegea că Amadieu venise să facă pace, dar nu se simțea în stare să îi înlesnească primul pas. Să știi că indivizii aia sunt tari de tot. Am putut să-mi dau seama de asta când au fost confruntați toți la un loc. Se așeză ca să-și ascundă stânjenala și puse picior peste picior. Să știi, Maigret, că am venit să spun că încep să-ți dau dreptate. Vezi că-ți vorbesc sincer și fără ranchiună. Numai că sunetul vocii sale nu era întru totul natural, iar Maigret simți că era o reacție învățată pe de rost și că demersul interlocutorului său nu era spontan. După interogatoriile din cursul dimineții, între directorul poliției judiciare și comisar a avut să se loc o discuție și directorul înclinase spre ipoteza lui Maigret. Acum te întreb, ce vom face? Rosti cu gravitatea Amadieu. Habar n-am. N-ai nevoie de oamenii mei? Apoi brusc volubil. Să spun părerea mea. Am reflectat mult în timp ce interogam pe șnapan. Știi că atunci când a fost ucis Pepito, contra lui fusese emis un mandat de aducere. Aflasem că la Floria exista o cantitate destul de importantă de droguri. Și ca aceste droguri să nu dispară, postasem acolo un inspector până în momentul arestării, care trebuia să aibă loc în zori. Ei bine, marfa a dispărut. Maigret părea că nu ascultă. De aici deduc că atunci când vom pune mâna pe ele, vom prinde și asasinul. Dar aș vrea să-i cer judecătorului un mandat de percheziție și să-i fac o vizită lui Cajou al nostru. Nu mai e nevoie, răspunse Maigret oftând. Omul care a stabilit detaliile confruntării din dimineața asta n-a păstrat la el în casă un pachet atât de compromițător. Drogurile nu sunt nici la Cajou, nici la Eugene, nici la altul dintre amicii noștri. Apropo, ce a declarat Louis despre clienții lui? Jură că nu l-a văzut în viața lui pe Eugene și că evident n-a jucat niciodată cărți cu el. Crede că Odia a venit de câteva ori să cumpere țigări, dar n-a vorbit cu el. De numele lui Cajou auzise, ca toată lumea din Montmartre, dar nu-l cunoștea personal. Evident, nu s-au contrazis. Nici măcar odată, dar chiar își aruncau privire amuzante, ca și cum interogatorul ar fi fost o adevărată distracție. Șeful era serios. Maigret își reținu cu greu zâmbetul, deoarece Amadieu recunoștea că avusese dreptate și că schimbarea atitudinii sale se datora șefului poliției judiciare. Am putea să punem un inspector să-l urmărească pe Cajou, continua Amadieu, pentru care tăcerile erau penibile. Dar ar putea să scape de el oricând, fără să mai spun că are relații care îl protejează și e în stare să depună o plângere împotriva noastră. Maigret își scoase ceasul și se uită la el cu insistență. Ai o întâlnire? Da, curând. Dacă n-ai nimic împotrivă, vom cobor împreună. Trecând pe lângă portar, Maigret îl întrebă despre cumnata lui. Doamna a plecat acum câteva minute. M-a întrebat ce autobus să ia ca să ajungă pe strada Fontaine. Și nu se putea altfel. Voia să vadă cu ochii ei locul unde fiul ei era acuzat că l-omoruse pe Pepito. Și va intra acolo. Le va spune chelnerilor toată povestea ei. Până una alta, haide să-mi bem ceva la shop, propuse Maigret. Se așezară într-un colț și comandară un armaniac vechi. Recunoaște, spuse Amadieu, trăgându-se ușor de mustață, că metoda ta nu se poate aplica într-un caz ca ăsta. Vorbeam despre asta mai devreme cu șeful. Ia uite, șeful era chiar interesat de caz. Ce vrei să spui prin metoda mea? Știi mai bine decât mine. De obicei, te amesteci în viața oamenilor. Te ocupi mai mult de mentalitatea lor și chiar de ce au pățit cu 20 de ani în urmă decât de indicii materiale. Acum însă ne aflăm în fața unor indivizi despre care știm aproape totul. Nu încearcă nici măcar să ne inducă în eroare. Între patru ochi, Cajou aproape că n-ar nega că a ucis. N-a negat. Bun, și ce ai să faci? Dar tu? Voi începe prin a întinde o plasă în jurul lor, se impune de la sine. Toți vor fi urmăriți chiar din seara asta.
trebuie să se ducă undeva, să vorbească și cu alții, iar aceștia vor fi și ei interogați și peste 6 luni Filip va fi tot la închisoare. Avocatul lui vrea să ceară punerea în libertate provizorie. Fiind inculpat doar de omucidere prin imprudență, o va obține cu siguranță. Maigret nu-și mai simțea oboseala. Mai bem unul? Propuse Amadieu arătând spre pahare. Cu plăcere. Bietul Amadieu, ce stânjenit trebuie să fi fost când intrase în salonul hotelului. Acum avusese timp să-și revină și afișa o siguranță pe care de fapt nu avea, ba chiar vorbea despre caz cu oarecare dezinvoltură. De altfel, adăugă el, luând o înghițitură de armaniac, mă întreb dacă Germain Cajot a ucis chiar el. M-am gândit mult la teza asta. De ce nu l-ar fi însărcinat pe Odia să tragă? Iar ar fi stat ascuns în stradă? Odia nu s-ar mai fi întors să-l îmbrâncească pe nepotul meu și să dea alarma. Se umflă și se desumflă la fel de repede. E o lichia de 2 bani. Și Eugene? Maigret dădu din numeri, nu pentru că l-ar fi crezut pe Eugene nevinovat, ci pentru că i-ar fi fost greu să-l acuze. Era ceva foarte vag. Fernand avea și ea partea ei de contribuție. De altfel, Maigret abia dacă era atent la conversație. Trasa cu creionul pe marmura mesei linii fără nicio semnificație. Era cald. Băutura îi dădea o stare plăcută, de parcă toată oboseala adunată dispărea treptat. Lucas, care intră împreună cu un inspector tânăr, tresări când îi văzu pe cei doi comisari stând la aceeași masă, iar Maigret, din celălalt capăt al sălii, îi aruncă o ochiadă. Nu vii la noi? Îl întreba Amadieu. Ți-aș arăta procesul verbal al interogatorilor. La ce bun? Ce intenționezi să faci? Asta l-obseda. Ce idee avea în cap încăpățânatul de Maigret? Cordialitatea lui scăzuse deja puțin. Eforturile noastre n-ar trebui să se anuleze reciproc. Șeful e de aceeași părere și el e cel care m-a sfătuit să ne punem de acord. Ei bine, nu suntem de acord. În ce privință? În privința faptului că Germain Cajot l-a ucis pe Pepito și că probabil tot el l-a ucis pe Barnabé în urmă cu 15 zile. Nu e de ajuns să fim de acord ca să-l arestăm. Evident. Și atunci? Atunci nimic. De fapt, vreau să-și cer un singur lucru. Presupun că vei obține cu ușurință de la judecătorul Gastambide un mandat de aducere pe numele lui Cajot. Și pe urmă? Pe urmă, aș vrea ca un inspector să stea în permanență la poliția judiciară cu acest mandat în buzunar. Când îi telefonez, să vină la mine. Unde? Unde voi fi? Și ar fi și mai bine să aibă mai multe mandate. Nu se știe niciodată. Amadieu se posomorâse la față. Foarte bine, spuse el tăios. Voi vorbi cu directorul. Chemă chelnerul și plăti un rând. Apoi își tot deschie și încheie nasurii de la Pardesiu, în speranța că Maigret se va hotărâ să-i spună ceva. Asta e. Îți doresc succes. Ești foarte amabil. Mulțumesc. Când crezi că o să fie? Poate peste foarte puțin timp, poate abia mâine dimineață. Uite, mi se pare preferabil ca totul să se întâmple mâine dimineață. În momentul în care Amadieu se îndepărtă, Maigret strigă după el. Și mulțumesc pentru vizită. Era normal. Rămas singur, plăti al doilea rând și se opri un moment la masa lui Lucas. Ceva nou, șefule? Așa s-ar zice. Unde pot să te găsesc mâine dimineață pe la 8? Voi fi la poliția judiciară. Dacă vreți, pot să vin aici. Ne vedem aici mâine. Maigret ieși, opri un taxi și ceru să fie dus pe strada Fontaine. Se lăsa întunericul. Vitrinele se luminau. Trecând prin fața bistroului, îi ceru șoferului să meargă mai încet. În interior, tânăra blondă era la casă, iar patronul în spatele barului, în timp ce chelnerul ștergea mesele. Dar nu se zăreau acolo nici Odia, nici Eugene, nici Marsiliezul. Ce supărați vor fi în seara asta că nu vor putea juca belotă. Câteva clipe mai târziu, taxiul oprea în față. Maigret îi spuse șoferului să-l aștepte și împinse ușa întredeschisă. Era ora când se făcea curat. Era aprins o singură lampă care arunca o lumină vagă asupra draperiilor și a pereților în roșu și verde. Fețele de masă nu fusese încă puse și pe stradă instrumentele muzicanților așteptau cu minții în husele lor. Totul arăta sărăcăcios, lugubru. Ușa biroului de la celălalt capăt al sălii era deschisă și Maigret zări în parte silueta unei femei, trecu pe lângă chelnerul care mătura și apărut brusc în lumină. Tu ești!" exclamă mirată cumnata lui. Roșise, se intimidase. Am vrut să văd. Un tânăr stătea sprijinit cu spatele de perete și fuma o țigară. Era domnul Henry, noul proprietar de la Floria, sau mai exact, noul om de paia lui Cajot. Acest domn a fost foarte amabil, bâinguit doamna Loer.
Mi-aș fi dorit să pot face mai mult, se scuză tânărul. Doamna mi-a spus că e mama polițistului care l-a împușcat, vreau să spun care e acuzat că l-ar fi asasinat pe Pepito. Eu nu știu nimic. Am intrat în posesia localului a doua zi. Mulțumesc încă o dată, domnule. Văd că înțelegi ce poate să simtă o mamă. Se aștepta la o scenă din partea lui Maigret. După ce urcară în taxiul care aștepta, vorbi ca să spună și ea ceva. Ai luat un taxi? Să știi că e un autobuz foarte bun. Poți să fumezi. Sunt obișnuită. Maigret dădu adresa hotelului, apoi murmură cu o voce ciudată. Iată ce vom face. Ne așteaptă o seară lungă. Mâine dimineață trebuie să fim în formă, calm și cu creierul limpede. Dacă vrei, mergem la teatru. La teatru? Când Filip e la închisoare? Lasă, că asta e ultima lui noapte. Ai descoperit ceva? Nu încă. Mă ocup eu de asta. Hotelul e trist. N-avem nimic de făcut. Și eu care aș fi vrut să profit ca să fac ordine în camera lui Filip. S-ar înfuria. Tinerilor nu le place ca mama lor să le scotocească prin lucruri. Crezi că Filip are pe cineva? Simțea atât de clar provincia în vorbele ei. Și Maigret o sărută pe obraz. N-are, bătrânico. Din păcate. Filip seamănă leit cu tatălui. Nu sunt chiar atât de sigură că Emil înainte de căsătorie. Nu era ca o adiere plăcută de aer curat? După ce sosi la hotel, Maigret ceru să-i fie rezervate două locuri la Palais Royal, apoi, în așteptarea cinei, scrise o scrisoare soției sale. Părea că uitase de asasinarea lui Pepito și de arestarea nepotului său. Să vezi distracție pe noi, îi spuse el cumnatei sale. Dacă ești cu minte, îți voi arăta chiar și Floria în plină activitate. Nu sunt îmbrăcată pentru așa ceva. Maigret se ținu de cuvânt. După o cină bună la un restaurant de pe marile bulevarde, pentru că nu voise să ia masa la hotel, își duse cumnata la teatru și o văzu cu satisfacție că râdea totuși la încurcăturile din vodevil. Mi-e rușine de ce m-ai pus să fac, suspină ea totuși în pauză. Dacă ar ști Filip unde se află la ora asta mama lui. Dar Emil, poate că îi face curte servitoarei. Are 50 de ani, viata de ea. A fost mai greu să o convingă să intre la Floria, pentru că o impresiona până și simpla intrarea cabaretului, luminată cu neon. Maigret o conduse la o masă din apropierea barului, atingând-o ușor întreagăt pe Fernand, care era împreună cu Eugene și cu Marsiliezu. După cum era de așteptat, clienții zâmbiră când o văzură pe provinciala condusă de fostul comisar. Și Maigret era încântat. Ai fi spus că asta și voia. Ca un adevărat provincial venit să se distreze, comandă șampanie. O să mă amețesc, se pandosi doamna Loer. Cu atât mai bine. Știi că e prima dată când pun piciorul într-un astfel de loc? Femeia asta era o minunăție de sănătate morală și fizică. Cine e tânăra care se uită tot timpul la tine? E Fernand, o cunoștință de-a mea. Dacă aș fi în locul surorii mele, n-aș fi deloc liniștită, pentru că pare amoresată. Era și fals și adevărat. Fernand se uita cam ciudat la Maigret, ca și cum ar fi regretat intimitatea lor întreruptă, dar se agăță imediat de brațul lui Jean și îl tachină cu o ostentație exagerată. E cu un băiat foarte frumos. Partea proastă e că mâine băiatul ăsta frumos va fi la închisoare. Ce-a făcut? E unul dintre bandiții care au pus la cale arestarea lui Filip. El? Nu-i venea să creadă. Și-a fost și mai mirată când ca joc, așa cum făcea în fiecare seară, băgă capul printre draperii ca să vadă cum merg afacerile. Îl vezi pe domnul acela care seamănă cu un avocat? Cu părul înspicat? Da. Ei bine, ai grijă să nu țipi. El e asasinul. Ochii lui Maigret râdeau, ca și cum Cajou și ceilalți ar fi fost deja în mâna lui. Râse atât de zgomotos, încât Fernand întoarse capul mirată și se încruntă, brusc îngrijorată și gânditoare. Puțin mai târziu, se îndreptă spre toaletă și în trecere aruncă o privire spre Maigret, care se ridică și plecă după ea. Aveți ceva noutăți? Întrebă ea pe un ton aproape răutăcios. Dar tu? Nimic, vedeți bine, am ieșit împreună. Se uită cu atenție la Maigret și după o clipă de tăcere întrebă. Va fi arestat? Nu imediat. Tenecas, Fernand lovi podeaua cu tocurile înalte. Marea dragoste? Dar tânăra femeie se îndepărta deja, spunând. Încă nu știu. Doamnei Loer i-ar fi fost foarte rușine că se culca la două dimineața, iar Maigret, imediat ce se întinse în pat, a dormit adânc, sforăind așa cum nu mai făcuse de câteva zile. Capitolul 9. La 8:10, Maigret se opri la recepția hotelului în momentul în care proprietarul, care tocmai sosise, trecea în revistă lista călătorilor împreună cu supraveghetorul de noapte. O găleată cu apă murdară încurca trecerea.
O mătură era sprijinită de perete, iar Maigret, cât se poate de serios, luă mătura și examină coada. Îmi dați voie să mă folosesc de ea?" îl întrebă el pe proprietar. Vă rog," îngână omul. Apoi întrebă puțin îngrijorat. N-aveți camera curată?" Maigret fuma prima pipă pe ziua aceea cu o bucurie desăvârșită. Ba, cred că da," răspunse el calm. Nu mătura mă interesează. Aș vrea doar o bucată din coadă." Menajera, care se apropiase ștergându-și mâinile de șorțul albastru, crezu probabil că nu era întreg la minte. N-aveți cumva un mic fierăstrău?" vrut să știe Maigret de la supraveghetorul de noapte. Hai, Joseph, adu-i un fierăstrău domnului Maigret," interveni patronul. Astfel, ziua decisivă începea ca o veselă sminteală. O dimineață însorită urma alte dimineți însorite. O cameristă trecu ducând o tavă cu micul dejun. Pardoseala coridorului fusese spălată cu multă apă. Poștașul intră și scotoci în geanta lui mare de piele. Maigret, cu mătura în mână, aștepta fierăstrăul. Parcă e un telefon în salon," îl întrebă el pe proprietar. Sigur că da, domnule Maigret, pe masa din stânga. Vă fac imediat legătura." Nu-i nevoie." Nu vreți să telefonați?" Mulțumesc, nu-i necesar." Intră în salon cu mătura, în timp ce menajera profita de ocazie ca să spună. Vedeți bine că nu e vina mea dacă nu fac nimic. Să nu mă certați pe urmă că n-a fost terminat holul." Supraveghetorul de noapte se întoarse cu un fierăstrău ruginit găsit în pivniță. Maigret își făcu și el apariția cu mătura, luă fierăstrăul și începu să taie bucata de coadă. Sprijinea mătura de birou. Urmegușul cădea pe pardoseala deja spălată. Celălalt capăt de lemn atingea registrul la care patronul se uita cu teamă. Gata, vă mulțumesc," spuse comisarul luând o bucată mică de lemn. Apoi înapoi menajerei mătura scurtată cu câțiva centimetri. Asta vă trebuia?" întrebă directorul hotelului păstrându-și aerul serios. Exact. La Shop du Pont Neuf, unde îl găsi pe Lucas, în ultima sală, intraseră în serviciu menajerele cu gălețile lor, ca și la hotel. Să știi, ștefule, că brigada a lucrat toată noaptea. După ce v-ați despărțit, Amadieu și-a pus în cap să vă ia înainte și le-a cerut tuturor oamenilor lui să lucreze la cazul ăsta. Uitați, pot să vă spun că ați fost la Palais Royal cu o doamnă și apoi că am fost la Floria. Bietul Amadieu, dar ceilalți? Eugene era și el la Floria, probabil că l-ați văzut. La 3:15 a ieșit cu o prostituată. Fernand, știu, pun prisoare că a dormit la ea, pe Rue Blanche. Aveți dreptate, ba chiar și-a lăsat toată noaptea mașina în stradă. Încă mai e acolo. Maigret tresărise ușor, deși nu era îndrăgostit. Cu o zi înainte, el se aflase la ea acasă, în apartamentul scăldat de lumina soarelui. Fernand își băuse cafeaua cu lapte, sumar îmbrăcată, iar între ei domnise o intimitate plină de încredere. Era vorba de gelozie, dar nu-i simpatiza deloc pe cei de genul lui Eugene, pe care și-l imagina încă înașternut, în timp ce Fernand îi pregătea cafeaua și o aducea la pat. Și ce arogant, probabil că îi zâmbea. O va pune să facă tot ce va dori el," spuse Maigret oftând. Zi mai departe, Lucas." Tovarășul lui din Marsilia a intrat prin 2-3 localuri, după care s-a întors la hotelul Alsina. La ora asta doarme, pentru că nu se scoală niciodată înainte de amiază. Și surdul? Îl cheamă Colin, locuiește cu soția lui, fiindcă e căsătorit legal, într-un apartament de pe strada Coulancourt. Ea îi face scene când dânsul vine târziu acasă. E fosta supraveghetoare de la bordelul lui. Ce face la ora asta? Piața. El merge întotdeauna la cumpărături, cu un fular mare la gât și pâslari în picioare. Odia? S-a îmbătat criță, luând la rând o mulțime de bistrouri. S-a întors la hotelul de pe strada Lepic pe la 1 dimineața și pasnicul de noapte a fost nevoit să-l ajute să urce scara. Cât despre Cajou, presupun că e la el acasă. Ieșind de la Shop du Pont Neuf, Maigret a avut impresia că își vedea personajele împrăștiate pe colina Montmartre, în jurul bazilicii Sacré-Cœur, care se ivea albă din ceața dimineții. Timp de 10 minute îi dădu instrucțiuni lui Lucas cu glas căzut, apoi îi strânse mâna și murmură. Ai înțeles? E sigur că n-ai nevoie de mai mult de o jumătate de oră? Sunteți înarmat, șefule?" Maigret se bătu cu palma peste buzunarul pantalonilor și opri un taxi care trecea. Pe strada Batignolles. Ușa portăresei era deschisă, iar în prag se afla angajatul de la gaz. Ce-i?" întrebă o voce ascuțită în momentul în care Maigret trecea. Îl caut pe domnul Cajou, vă rog." La mezanin, pe stânga." Maigret se opri pe ștergătorul destrămat, respira adânc și trase de cordonul enorm din fireturi. Acesta declanșă în interiorul apartamentului o sonerie care semăna mai degrabă cu una de jucărie. Și acolo mătura cineva, lovind din când în când o mobilă. Deschizi?" întrebă o voce de femeie. Apoi se auziră pași ușor.
Cineva din interiorul apartamentului trase lanțul de scuie și deschise ușa, dar numai 10 centimetri. Era Cajo, în halat de casă, cu părul răvășit și sprâncenele mai stufoase ca niciodată. Nu se arătă deloc mirat. Se uită în ochii lui Maigret și întrebă cu o voce ursuză. Ce vreți? Mai întâi să intru. Vă aflați aici în calitate oficială, cu un mandat în regulă? Nu. Cajou vreau să închidă ușa, dar comisarul o împiedică prompt cu piciorul să se miște. Nu crezi că ar fi mai bine să stăm de vorbă? Îl întrebă el. Cajou își dădu seama că nu va reuși să închidă ușa și se încruntă. Aș putea chema poliția. Bineînțeles, dar cred că n-ar fi de niciun folos și că e preferabil să avem o discuție doar noi doi. În spatele notarului, o menajeră îmbrăcată în negru se oprise din treabă ca să asculte. Toate ușile apartamentului erau deschise pentru curățenie. Puteai ghici pe dreapta culoarului o încăpere foarte luminoasă care dădea spre stradă. Intrați! Cajou îndencuie ușa, puse lanțul și spuse vizitatorului. La dreapta, în biroul meu. Era locuința tipică a mic burghezului din Montmartre, cu o bucătărie lată de cel mult un metru, cu fereastra spre curte, un cuier din bambus în antreu, o sufragerie întunecoasă, perdele de culoare închisă și tapet cu motive vegetale decolorate. Ce Cajou numea biroul lui era încăperea prevăzută de arhitect ca salon, singura din apartament care avea două ferestre prin care pătrundea lumina. Parchetul era dat cu ceară. În mijloc se afla un covor uzat și trei fotolii tapițate care căpătaseră aceeași tentă imposibil de definit ca și covorul. Pereții erau grena, acoperiți cu o mulțime de tablouri și fotografii în rame aurii. Iar în colțuri, gheridoanele și etajerele erau pline de bibelouri fără valoare. Lângă fereastră trona un birou din acajou, acoperit cu marochin vechi. Cajou se așeză la birou, aranjând în dreapta câteva hârtii împrăștiate. Mart, să-mi aduci aici ciocolata! Nici nu se mai uita la Maigret. Aștepta, preferând să lase interlocutorului său inițiativa ofensivei. Comisarul, așezat pe un scaun prea fragil pentru el, își deschiase partesiul și își umplea pipa, tasând ușor tutunul cu degetul și privind în jur. O fereastră era deschisă, probabil pentru curățenie, iar când menajera intră cu ciocolata, Maigret îl întrebă pe Cajou. Ai ceva împotrivă dacă închidem fereastra? Am răcit alaltă ieri și nu vreau să stau în curent. Închide fereastra, Mart. Mart nu avea nici un pic de simpatie față de vizitator. Se vedea după cum se mișca în jurul lui și după felul în care, trecând pe lângă el, reuși să-i lovească piciorul fără să se scuze. Mirosul de ciocolată se simțea în toată încăperea. Cajou ținea mâinile în jurul bolului, vrând parcă să se și le încălzească. Pe stradă treceau mașinile furnizorilor, iar acoperișurile lor ajungeau aproape la nivelul ferestrelor, ca și acoperișurile argintii ale autobuzelor. Menajera ieși, dar lăsă ușa întredeschisă și continuă să se agite în antreu. Nu vă ofer ciocolată, deoarece presupun că ați luat micul dejun, spuse Cajou. Da, într-adevăr, în schimb, dacă ai un pahar de vin alb, totul conta, până și cele mai mici cuvinte. Iar Cajou se încruntă, întrebându-se de ce vizitatorul lui cerea de băut. Maigret înțelese și zâmbi. Obișnuiesc să lucrez afară, iarna e frig, vara e cald. Și firește, în ambele cazuri ești tentat să bei ceva. Mart, adu vin alb și un pahar. Un vin obișnuit? Exact, prefer lucrurile obișnuite, replică Maigret. Își așezase bălăria pe birou, lângă telefon. Cajou își bea ciocolata cu înghițituri mici, fără să-și ia ochii de la vizitatorul lui. Era mai palid dimineața decât seara, sau mai curând pielea era incoloră, iar ochii de același gri tern ca părul și sprâncenele. Capul era prelung, osos. Cajou era unul dintre acei oameni pe care nu ți-i poți imagina decât la vârsta maturității. Ar fi fost greu să crezi că fusese vreodată bebeluș sau puștan mergând la școală sau tânăr amorezat. Probabil că nu ținuse niciodată în brațe o femeie și nu îngânase vorbe tandre. În schimb, mâinile lui păroase, destul de îngrijite, mânuiseră întotdeauna un condei. Sertarele biroului erau probabil înțesate cu hârtii de tot felul, conturi, note de plată, facturi, însemnări. Te scoli relativ devreme, remarcă Maigret după ce se uită la ceas. Nu dorm mai mult de 3 ore pe noapte. Asta era. N-ai fi putut spune după ce anume, dar asta se simțea. Înseamnă că citești? Citesc sau lucrez? Își acordau amândoi un răgaz. Fără să se fi înțeles, luaseră hotărârea ca discuția serioasă să înceapă după ce Mart avea să servească vinul alb. Maigret nu vedea nicio bibliotecă, ci doar o măsuță lângă birou pe care se aflau cărțile legate îngrijit. Codul, volumele publicate de Dalloz,
alte lucrări juridice. Lasă-ne singur, Marte, spuse Cajun după ce femeia puse vinul pe masă. Și, în timp ce ea intra în bucătărie, Cajun vrut să o strige ca să-i ceară să închidă ușa, dar se răzgândi. Vă las să vă serviți singur. Iar el deschise cât se poate de natural un sertar al biroului, scoase un revolver și l-așeză la îndemână. Nici măcar nu părea o provocare. Executase gestul ca și cum acesta ar fi făcut întotdeauna parte din uzanțe, apoi împinse într-o parte bolul gol și sprijini coatele de brațele fotolului. Vă ascult propunerea, rosti el, cu aerul unui om de afaceri care primește un client. Ce te face să crezi că vreau să-ți fac o propunere? De ce ați mai fi aici? Nu mai faceți parte din poliție. Prin urmare, nu ați venit să mă arestați. Nici măcar să mă interogați, pentru că nu mai aveți acest drept. Și tot ceea ce ați putea spune după aceea n-ar avea nicio valoare. Maigre încuvință cu un zâmbet, în timp ce își aprindea pipa pe care o lăsase să se stingă. De altă parte, nepotul dumneavoastră a încurcat-o rău de tot și nu vedeți cum l-ați putea scăpa. Maigre își pusese cutia cu ghibrituri pe marginea pălăriei și se văzu obligat să o ia de 3 ori înapoi, deoarece tutunul, prea îndesat, se stingea într-una. Așadar, conchise Cajou, aveți nevoie de mine, iar eu n-am nevoie de dumneavoastră. Acum vă ascult. Vocea lui era la fel de neutră, la fel de ternă ca întreaga lui persoană. Cu o figură și o voce ca a lui, ar fi putut să fie un președinte de tribunal de-a dreptul halucinant. Bine, spuse Maigre, ridicându-se și făcând câțiva pași prin încăpere. Ce cer ca să-l ajut pe nepotul meu? Eu? Cum aș putea face asta? Maigre zâmbi blajin. Haide, nu fi modest. Orice e făcut, poate fi și desfăcut. Cât? Cajou rămase un moment tăcut, reflectând la această propunere. Nu mă interesează, răspunse el în cele din urmă. De ce? Pentru că n-am niciun motiv să mă ocup de acest tânăr. A făcut ce a trebuit ca să ajungă la închisoare. Nu-l cunosc. Maigre se oprea din când în când în fața unui portret sau în fața ferestrei, privind în stradă, unde gospodinele se agitau în jurul unor mici șarete. De exemplu, murmură el domol, aprinzându-și pipa, iar, dacă nepotul meu ar fi scos din cauză, n-aș mai avea niciun motiv să mă ocup de acest caz. După cum ai spus, nu mai fac parte din poliție. Sincer vorbind, îți mărturisesc că aș lua primul tren spre Orleans și după 2 ore aș fi în barca mea pescuind. Nu beți? Maigre își umplu paharul cu vin alb și îl goli pe neînsârflate. Cât privește mijloacele pe care le ai la dispoziție, continuă el, așezându-se și punând chibriturile pe marginea pălăriei, ele sunt numeroase. Odia ar putea, la o a doua confruntare, să fie mai puțin sigur de ceea ce își amintește și să nu-l recunoască în mod categoric pe Filip. E ceva frecvent. Cajou se gândea și, după privirea lui absentă, Maigre gâcea că nu prea l-asculta. Nu, probabil că se tot întreba. De ce naiba a venit la mine? Și, din acel moment, Maigre a avut grijă să evite cu orice preț să privească în direcția pălăriei și a telefonului și se mai strădui să pară că într-adevăr credea ce spunea. În realitate, vorbea în gol și, ca să nu-și piardă elocința, își umplu din nou paharul și îl goli. E bun? Vinul? Nu e rău. Știu ce-i să-mi spui. După ce Filip va fi scos din cauză, ancheta va continua și mai energic, pentru că justiția va avea nevoie de un alt vinovat. Cajou ridică imperceptibil capul, interesat de ceea ce avea să urmeze. În același moment, Maigre se roșea tot la față, pentru că un gând îi trecuse chiar atunci prin minte. Ce s-ar fi întâmplat dacă Eugene, marsiliezul, patronul bistroului sau oricare altul ar fi sunat în acel moment pe Cajou? Era posibil, chiar probabil. Cu o zi înainte, întreaga bandă fusese chemată la poliția judiciară și probabil că printre membrii ei domnea oarecare îngrijorare. Oare nu obișnuia Cajou să dea ordine și să primească rapoarte prin telefon? Ori, deocamdată, telefonul nu funcționa și avea să mai rămână în această stare minute bune, poate chiar o oră. Maigre își pusese pălăria pe birou în așa fel ca de unde stătea interlocutorul lui să nu poată vedea baza aparatului și, luând mereu chibriturile, strecurase sub receptor rondela de lemn pe care o tăiase dimineață. Cu alte cuvinte, legătura era făcută. Lucas era postat la centrală, cu 2 stenografi care aveau să servească drept martori. Înțeleg că ai nevoie de un vinovat, murmură comisarul privind covorul. Dacă, de exemplu, Jean ar fi încercat să telefoneze și n-ar fi reușit, ar fi venit în fuga mare îngrijorat și totul ar fi trebuit luat de la capăt, sau poate că nu s-ar mai fi putut, deoarece Cajou ar fi devenit circumspect. Nu-i greu, continuă el, încercând să păstreze un ton ponderat.
E de ajuns să găsești un tânăr oarecare care să aibă aproximativ aceeași siluetă ca nepotul meu. Sunt destui Montmartre. Și nu se poate să nu fie unul pe care ți-ar plăcea să-l vezi la răcoare. Plus 2-3 mărturii și totul s-ar aranja. Comisarului era atât de cald încât își scoase pardesiul și l-așeză pe sfeteaza unui scaun. Îmi dai voie? Am putea deschide fereastra, propuse Cajou. Ferească Dumnezeu! Din cauza zgomotului străzii, stenografii de la celălalt capăt al firului ar fi putut să piardă jumătate din frazele rostite. Mulțumesc, dar transpir din cauza răcelii. Aerul răcoros mi-ar face mai rău. Spuneam, goli paharul și-și umplu din nou pipa. Sper că nu te supără fumul. Menajera putea fi auzită trăbăluind, dar uneori zgomotul se oprea și Mart probabil că trăgea cu urechea. E de ajuns să-mi spui o cifră. Ce poate să însemne o astfel de operațiune? Ocna, replică pe un ton categoric Cajou. Maigret zâmbi, dar începea să se îndoiască de strategia lui. În acest caz, dacă ți-e frică, propune altă combinație. Eu n-am nevoie de nicio combinație. Poliția a arestat un om pe care l-acuză că l-a ucis pe Pepito. E problema ei. Este adevărat că din când în când fac mici servicii celor de la siguranță sau de la poliția judiciară, dar în cazul de față nu știu nimic. Îmi pare rău pentru dumneata. Intenționa să se ridice ca să pună capăt discuției. Trebuia găsit imediat altceva. Vrei să spun ce se va întâmpla? Întrebă tărăgânat Maigret. Apoi, după o scurtă pauză, rosti rar. În mai puțin de 2 zile vei fi obligat să-l ucizi pe amicul tău, Odia. Lovitura își făcuse efectul. Cajou evita să se uite la comisar, care continuă, de teamă să nu piardă avantajul. O știi la fel de bine ca și mine. Odia e un puștan. În plus, bănuiesc că ia stupefiante, ceea ce îl face impresionabil. De când mă simte în coasta lui, face gafă după gafă, intră în panică și noaptea trecută în camera mea a recunoscut deja totul. Lucrul ăsta era atât de previzibil încât te aflai la intrarea poliției judiciare ca să-l împiedici să repete ceea ce îmi spusese mie. Dar ceea ce ai reușit odată, nu vei reuși întotdeauna. Noaptea trecută Odia a băut în toate bistrourile. La fel va face și în seara asta. Vei avea tot timpul o coadă după el. Cajou stătea perfect nemișcat, cu ochii țintă la peretele Grena. Spune-ți mai departe, zise el totuși cu o voce naturală. E necesar? Cum vei face să suprimi un om păzit zi și noapte de poliție? Dacă nu-l ucizi, Odia va vorbi, e logic. Iar dacă-l ucizi, vei fi prins, pentru că e greu să comiți un asasinat în astfel de condiții. Rasele de soare care treceau prin geamul murdar alunecau pe birou și peste câteva minute aveau să ajungă la telefon. Maigret trăgea des din pipă. Ce răspunzi? Cajou spuse fără să ridice glasul. Mart, închide ușa! Femeia închise ușa bombănind. Cajou vorbi atât de încet încât Maigret se întrebă dacă vocea lui se va auzi la telefon. Și dacă Odia ar fi deja mort? Cajou rostise aceste cuvinte cu o figură împietrită. Maigret își aminti de discuția pe care o avusese cu Lucas la Shop de Pont Neuf. Brigadierul îi spusese că Odia, urmărit de un inspector, se întorsese la hotelul lui din strada Le Pic pe la 1 dimineața. Și probabil că inspectorul supraveghease hotelul tot restul nopții. Cu mâna așezată pe marochin, la câțiva centimetri de revolver, Cajou continuă. Vedeți bine că propunerile pe care mi le faceți nu țin. Vă credeam mai tare. Și adăugă, în timp ce Maigret încremenise de teamă. Dacă vreți să știți mai multe, puteți telefona la comisariatul arondismentului 18. Ar fi putut, spunând asta, să ducă mâna spre receptor, să-l ridice și să-i întindă lui Maigret. Dar n-o făcu. Și comisarul răsuflă ușurat, gârbindu-se să spună. Te cred, dar nici eu nu mi-am golit sacul. Nu știa ce va spune, dar trebuia să mai stea. Trebuia cu orice preț să-l facă pe Cajou să rostească acele cuvinte de care individul părea că se ferește ca de ciumă. Până în acel moment nu tăgăduise niciodată crima, dar nici nu pronunțase o frază, un cuvânt care să poată fi considerat o recunoaștere categorică. Maigret și-l imagina pe Lucas nerăbdător, cu receptorul la ureche, bietul Lucas trecând prin faze de speranță și de descurajare și spunându-le stenografilor, asta nu-i nevoie să notați. Și dacă Eugene sau un altul ar fi telefonat? Sunteți sigur că e important ceea ce vreți să-mi spuneți? Insistă Cajou. E ora la care ar trebui să mă îmbrac. Îți mai cer încă 6 minute. Maigret își umplu paharul și se ridica asemenea unui ins surescitat care vrea să țină un discurs. Capitolul 10. Cajou nu fuma, nu făcea nicio mișcare, nu avea niciun tic care să poată servi drept supapă pentru nervozitatea sa.
Maigret încă nu-și dăduse seama că tocmai această imobilitate a interlocutorului său îl stânjenea, dar înțelese când îl văzu întinzând mâna spre bomboniera de pe birou și luând o pralină. Nu era mare lucru. Și totuși ochii mici ai comisarului luciră, ca și cum acesta ar fi descoperit punctul slab al platoșei lui Cajot, care nu era nici fumător, nici băutor, nici amator de femei, însă mânca dulciuri. Sugea o pralină, trecând-o lent dintr-o parte într-alta a gurii. Aș putea să spun că discutăm între oameni de meserie, zise în cele din urmă Maigret. Și, ca un om de meserie, îți voi spune de ce vei fi prins fără doar și poate. Pralina din gură a început să se miște mai repede. Să luăm primul asasinat. Mă refer la primul asasinat din serie, deoarece e posibil să ai și altele la activ. Oare avocatul la care ai fost secretar nu a murit otrăvit? Nu s-a dovedit, spuse simplu Cajot. Încerca să afle unde voia să ajungă Maigret, iar mintea comisarului funcționa și ea la capacitate maximă. N-are importanță. Acum 3 săptămâni ai hotărât să-l suprim pe Barnabé. După câte am înțeles, Barnabé făcea legătura între Paris și Marsilia, adică între tine și levantinii care aduc droguri cu draporul. Presupun că Barnabé a vrut să-și tragă o parte prea mare. A fost invitat să urce în mașină. E noapte. Deodată Barnabé simte un cuțit care îi pătrunde în spate și după câteva clipe corpul lui se rostogolește pe trotuar. Vezi greșeala? Maigret își lochi briturile ca să se asigure că rondela de lemn era tot la locul ei. În același timp, voia să-și ascundă un mic zâmbet pe care nu-l putea reține, deoarece Cajot reflecta, căuta într-adevăr greșeala, ca un școlar conștiincios. Ce voi spune imediat, promise Maigret întrerupându-i reflecțiile. Deocamdată, continui. Poliția, nu știu prin ce întâmplare, e pe urmele lui Pepito. Marfa fiind la Floria și locul sub supraveghere, situația e periculoasă. Pepito simte că va fi prins. Amenință că dacă nu-l salvezi, va da totul în vileag. Îl lichidez cu un glos de revolver pe când se credea singur în cabaretul pustiu. Aici, nicio greșeală. Cajot ridică încet capul și pralina rămase în suspans pe limbă. Nicio greșeală până în prezent. Încep să înțelegi? Dar îți dai seama că în local se afla un polițist. Ieși afară. Nu rezist tentației de a face cabina să cadă pe capul polițistului. La prima vedere, pare o idee genială. Totuși, e o greșeală. A doua. Maigret era pe drumul cel bun. Nu trebuia decât să continue, fără să grăbească lucrurile. Cajot asculta, reflecta, în timp ce îngrijorarea începea să-i macine calmul. Al treilea asasinat, cel căruia i-a căzut victimă Odia, care Odia urma și el să vorbească. Poliția îl supraveghează. Cuțitul și revolverul nu pot fi folosite. Pun prin soare că Odia avea obiceiul să bea apă în cursul nopții. De data asta va bea cu atât mai mult cu cât e beat și nu se va mai trezi, pentru că apa din carafă a fost otrăvită. A treia greșeală. Maigret își juca totul pe o singură carte, dar era sigur pe el. Lucrurile nu s-ar fi putut petrece altfel. Aștept să aud cele 3 greșeli, spuse în cele din urmă Cajot, întinzând mâna spre cutia cu praline. Iar comisarul își imagina hotelul din strada Lepic, unde stăteau mai ales muzicieni, dansatori mondeni, prostituate. În cazul Odia, greșeala e că cineva a pus o travă în carafă. Cajot nu înțelegea. Sugea noua pralină și în aer se simțea un ușor miros dulceag, unis de vanilie. Pentru Barnabé, continuă Maigret, umplându-și paharul, ai luat cu tine cel puțin 2 persoane, Pepito și cel care conducea mașina, probabil Eugene. Și apoi Pepito amenința că trădează. Mă urmărești? Consecința, necesitatea suprimării lui Pepito. Te ocupi singur de el. Dar cât de rafinament, te duci pe urmă după Odia și îi ceri să se ciocnească de inspector. Ce se întâmplă în mod automat? Eugene, Louis, patronul bistroului, un jucător de belotă pe nume Colin și Odia sunt în joc. Dar Odia cedează și ești obligat să îi elimini. Ori, ieri după amiază, nu ai fost tu însuți pe strada Lepic. Probabil că te-ai folosit de un locatar al hotelului, căruia ai telefonat. Încă un complice, un om care ar putea să vorbească. Acum ai înțeles? Cajot reflecta în continuare. Soarele ajunsese la receptorul nichelat al telefonului. Era târziu. Mulțimea devenea mai densă în jurul șaretelor și rumoarea stării pătrundea în apartament în pofida ferestrelor închise. E clar că ești tare. Dar atunci de ce te încurci de fiecare dată cu complici inutili care ar putea să te trădeze? Ai fi putut să-l lichidezi foarte ușor, oriunde, pe Barnabé, care nu se ferea de tine. Nu aveai nevoie de Odiat în cazul lui Pepito. Iar ieri, când nu erai supravegheat, ai fi putut să te duci chiar tu la hotelul de pe strada Lepic.
În astfel de hoteluri nu există portar. Intri și ieși ca la moară. Uneori se auzeau pași pe scară și Maigret trebuia să facă un efort ca să pară calm și să-și continue discursul ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. La ora asta, cel puțin 5 persoane pot să te bage la apă. Și niciodată 5 persoane n-au păstrat mult timp un secret de acest gen. Nu l-am lovit eu cu cuțitul pe Barnabe, spuse Len Cajot, care era mai pământiu ca niciodată. Maigret profită de ocazie și replică sigur pe el. Știu. Celălalt îl privi surprins și miji ochii. Loviturile de cuțit sunt mai curând specialitatea unui italian, ca Pepito. Mai era nevoie doar de un foarte mic efort, dar chiar în acel moment, menajera deschise ușa și Maigret crezu că toată construcția lui se prăbușea. Mă duc la piață, spuse ea. Ce legume iau? Ce vrei? Și bani? Cajot deschise un pormoneu solid, uzat, cu închizătoare metalică, un adevărat pormoneu de avar. Alese două monede de 10 franci. Sticla de vin de pe masă era goală. I-o întinse servitoarei. Ia și asta. O poți duce înapoi. Ai tichetul. Dar mintea îi era la altceva. Mart ieși fără să închidă ușa, însă o închise pe cea a apartamentului și atunci se auzi și bolborositul apei care fierbea pereșoul din bucătărie. Maigret urmărise cu privirea toate gesturile interlocutorului său, uitând de telefon și de stenografii de la celălalt capăt al firului. În mintea lui se produsese un declic. Nu știa exact în ce moment. Vorbise fără să se gândească prea mult la ce spunea, iar raționamentul lui improvizat îl dusese extrem de aproape de adevăr. Pe urmă, mai erau pralinele din bomboniere, pormoneul și chiar cuvântul legume. Pun prisoare că ții regim. De 20 de ani. Cajun nu se mai gândea să-și poftească vizitatorul afară. Ba chiar ai fi zis că avea nevoie de el. Văzând că paharul lui Maigret era gol, spuse. Marto să aducă vin. Nu țin în casă decât o singură sticlă. Știu. De unde știți? Păi, pentru că era în armonie cu restul. Pentru că acum Cajon nu mai era pentru Maigret un adversar oarecare. Devenise un om. Pe acest om îl cunoștea din ce în ce mai bine cu fiecare secundă. Îl simțea cum trăiește, respiră, gândește, cum se teme și cum speră. Auzea până și zgomotul agasant al pralinei lovindu-se de dinți. Decorul prindea viață și el. Biroul, mobila, tablourile, dulcege ca gemul. Știi ce cred eu, Cajon? Această frază nu era una oarecare, ci venea după un șir lung de gânduri. Mă întreb dacă într-adevăr l-ai ucis pe Pepito. La ora asta sunt aproape sigur că nu. Tonul nu mai era același ca până atunci. Maigret vorbea acum cu pasiune, a plecat puțin în față ca să-l vadă mai de aproape pe Cajot. O să spun imediat de ce cred asta. Dacă ai fi fost în stare să-l ucizi pe Pepito singur, cu revolverul, n-ai mai fi avut nevoie de nimeni ca să-i suprim pe Barnabe și pe Aodia. Realitatea e că ți-e teamă. Cajot avea buzele uscate. Totuși încercă să zâmbească ironic. Ai curaj să-mi spui că ai tăiat gâtul unei găini sau al unui iepure? Ai curaj să-mi spui că ești în stare să te uiți cum curge sângele? Maigret nu se mai îndoia. Înțelesese și nu se mai oprea. Să ne înțelegem bine. Ți-e frică să omor cu mâinile tale, dar poți foarte bine să condamn pe cineva. Fără probleme. Ți-e frică să ucizi. Ți-e frică de moarte. Dar cu atât mai mult îți place să comanzi asasinate. Nu-i așa, Cajot? În vocea lui Maigret nu se simțea nici ură, nici milă. Îl analiza pe Cajot cu pasiunea cu care studia tot ce era omenesc, iar notarul era pentru el cum nu se poate mai omenesc. Până și meseria lui de secretar de avocat din tinerețe fusese providențială. Cajot era, fusese întotdeauna un introvertit. Singur, cu ochii închiși, construia probabil combinații minunate, combinații de tot felul, financiare, criminale sau erotice. Nu fusese văzut niciodată cu femei? Bineînțeles, femeile nu erau în stare să-i pună în practică închipuirile exacerbate. Cajot se închidea în sine, în bârlogul lui impregnat de propriile gânduri și visuri, de propriul miros, și când se uita pe fereastră, în strada scăldată de lumina soarelui, unde mulțimea forfotea în fața tarabelor, unde autobuzele clocotind de viață treceau în valuri, o făcea nu din dorința de a se pierde în masa vie de afară, ci de a întemeia pe ea combinații savante. Ești un fricos, Cajot, tună vocea lui Maigret. Un fricos ca toți cei care trăiesc doar prin creierul lor. Vinzi femei, cocaină și Dumnezeu mai știe ce, pentru că te cred în stare de orice. Dar, în același timp, te faci informatorul poliției. Ochii cenușii a lui Cajot îl priveau fix pe Maigret, care nu putea să se mai oprească. L-ai pus pe Pepito să-l omoare pe Barnabe și am să spun eu pe cine ai pus să-l omoare pe Pepito.
În banda voastră e un tânăr frumos, care are tot ce își dorește. Femei, bani, succes, dezimultură și o lipsă totală de conștiință. Ai curaj să spui că în seara asasinărului Pepito nu erai la Tabac Fonten? Se mai aflau acolo patronul localului, patronului bordel, pe nume Colin, un ninț și mai laș decât tine. Apoi Odia, Marsiliezu și, în fine, Eugen. Pe Eugen l-ai trimis la Floria. Apoi, când s-a întors, după ce făcuse treaba și ți-a spus că în local mai era cineva, l-ai trimis pe Odia. Și, replică Germain Gageot, la ce vă folosesc toate acestea? Se sprijinea cu amândouă mâinile de brațele fotolului, ca și cum ar fi vrut să se ridice. Și cina capul sus, în față, sfidător. La ce îmi folosesc? Ca să-ți arăt că te voi dovedi, tocmai pentru că ești un laș și te-ai înconjurat de prea mulți oameni. Jur că nu mă veți putea o dovedi niciodată. Zâmbetul lui era lipsit de veselie. Pupilele îi se îngustaseră. Adăugă lent. Poliția n-a avut niciodată un om inteligent. Pomeneața din aur de otrăvire. Pentru că ați lucrat cândva în poliție, ați putea să-mi spuneți câte otrăviri sunt descoperite pe an la Paris? Maigret nu a avut timp să răspundă. Niciuna, auziți? Și nu sunteți chiar atât de naivi să credeți că din 4 milioane de locuitori nu există câțiva care își dau ducul din cauza unei doze prea mari de arsenic sau de strihnină. În sfârșit se ridică. Maigret aștepta asta de mult timp. Era destinderea după un efort foarte lung, iar această destindere se manifesta fatalmente prin cuvinte. Aș fi putut să vă lichidez chiar astăzi. Mi-aș fi trecut prin minte. Ar fi fost de ajuns să vă otrăvesc vinul. Sticla nu mai e în casă. Nu mai rămânea decât să spăl paharul, ieșați de aici și ați fi murit oriunde. Maigret a avut o bănuială, dar pentru cel mult o zecime de secundă. Aveți dreptate. Nu eu l-am ucis pe Barnabé. Nu l-am ucis eu pe Pepit. Nu l-am omorât nici măcar pe idiotul de Odia. Cajou, cu bomboniera în mână, vorbea cu glas scăzut, urmărindu-și lui ideilor. Dacă te uitai la el mai bine, era ridicol, pentru că avea halatul de casă prea scurt și părul lui nepieptănat forma o aureolă ciudată. Dacă n-ar fi fost povestea cu telefonul, comisarul ar fi deschis fereastra ca să scape de atmosfera aceea apăsătoare de viață stătută. Ceea ce vă spun nu are nicio importanță, deoarece nu mai faceți parte din poliție și nu există martori. Apoi, cuprins parcă de o bănuială, se uită pe coridor și chiar deschise pentru o clipă ușa dormitorului. N-ați înțeles că nu mă vor trăda, chiar dacă ar dori, pentru că legal sunt mai vinovați decât mine. Eugen a ucis. Luis i-a dat revolverul și cheia de la Floria. Și știți ce s-ar putea întâmpla dacă Eugen ar face pe șmecherul? Ei bine, într-una dintre serile astea, în cursul unei belote, micul Colin, avortonul acela pe jumătate sur și gângav, ar putea primi misiunea să-i pună ceva în pahar. Jur că e mai puțin necesar decât credeți să știi să tai gâtul unei găini. Maigret se îndreptă spre birou să-și ia pălăria și chibriturile. Genunchii îi tremurau ușor. Se sfârșise. Își atinsese ținta. Acum putea să plece. Inspectorul care aștepta în stradă avea în buzunar un mandat de arestare. Cei de la poliția judiciară așteptau vești și probabil că făceau pronosticuri. Maigret se afla acolo de 2 ore. Eugen, în pijama de mătase, lua poate un mic dejun târziu cu Fernand. Și pe urmă mai alerga oare vașnica mama a lui Filip? Se auziră pași pe scară. Cineva bătu cu putere la ușă. Cajou se uită în ochii lui Maigret, apoi la revolverul rămas pe birou. În timp ce se ducea să deschidă, comisarul duse mâna la buzunarul unde avea arma și rămase în mijlocul încăperii. Ce se întâmplă? Se auzi din antreu vocea lui Jean. Cei doi bărbați ajunseră imediat la ușa biroului. În urma lor se auziră alți pași, cei ai naivei Fernand, care se uită mirată la Maigret. Ce se întâmplă? Repetă Eugen. Dar chiar atunci un taxi opri cu zgomot în fața casei cu scârții de roșii. Eugen alergă la fereastră. Am avut dreptate, bombănii el. Polițiștii care supravegheau domiciliul Fernandei și care îl urmăriseră pe cei doi, tocmai coborau pe trotuar. Cajou rămase locului. Ținea revolverul în mână și se gândea. De ce ai venit? Se adresă lui Eugen, dar acesta vorbea și el în același timp. Am telefonat de 4 ori și... Maigret se trăsese încet înapoi, astfel încât să aibă spatele la perete. La cuvântul telefon, Cajou aruncă o privire spre aparat. În aceeași clipă, răsună o detunătură, un miros de praf de pușcă se răspândi în cameră și un nor albăstrui se ivi în lumina soarelui. Maigret trăsese. Glonțul lovise mâna lui Cajou, al cărui revolver căzuse pe podea. Nu mișcă nimeni, spusese comisarul cu arma în mână. Cajou rămase încremenit.
Încă mai avea în gură o pralină care îi deforma obrazul stâng și nu îndrăznea să facă nicio mișcare. Se auzeau pași pe scară. „Du-te să deschizi, Fernand!" ordonă Megre. Ea căută privirea lui Eugene ca să vadă ce are de făcut, dar amantul ei se uita țintă în podea. Atunci, resemnată, se duse la ușa de la intrare, scoase lanțul și răsuci cheia în broască. Sângele curgea picătură cu picătură din mâna lui Cajou. Fiecare strop făcea un zgomot ușor, atingând covorul, unde se lățea o pată maronie. Deodată, mai înainte ca Megre să fi putut interveni, Eugene se repezi spre fereastră, o deschise, spărgând totodată un ochi de geam și sări în gol. Din stradă se auziră țipete. Eugene căzuse pe taxiul oprit, sărise jos și o luase la fugă înspre Rue de Dam. Și în același moment, doi inspectori apărură în cadrul ușii. „Ce se întâmplă?" îi întrebară ei pe Megre. „Nimic. Arestați-l pe Cajou, pentru care există un mandat de aducere. Aveți alți colegi jos?" „Nu." Fernand nu mai înțelegea nimic, privind năucită fereastra deschisă. „Atunci o să tot fugă." În timp ce vorbea, Megre recuperase rondela de lemn și o pusese în buzunar. A avut senzația că se petrecea ceva cu Cajou, dar nu era nimic grav. Notarul se moleși, se răstogoli pe covor și rămase nemișcat. Leșinase, probabil din cauza că și-a auzise sângele picurând pe covor. Aștepta să-și revină. „Dacă vreți, chemați un medic. Acum telefonul funcționează." Megre o împinse pe Fernand spre palier și o puse să coboare în fața lui. Mulțimea se aduna în fața casei. Un agent de poliție încerca să treagă. Comisarul reuși să se strecoare printre curioși și ajunse cu Fernand în fața măcelăriei din colțul străzii. „Marea dragoste?" întrebă el. Remarca atunci că purta un mantou nou de blană. Îl pipăi. „L-ai primit de la el?" „Da, în dimineața asta." „Știi că el l-a împușcat pe Pepito?" „Ha, nu tresărise." Negre zâmbi. „Ți-a spus?" „Ea se mulțumi să clipească." „Când?" „În dimineața asta." Și adăugă, devenind brusc gravă, ca o îndrăgostită convinsă de ceea ce spune. „Nu-l vezi prinde." Și avea dreptate. O lună mai târziu ajungea la el la Istanbul, unde Eugene deschisese un local de noapte pe strada Pera. Cajou a ajuns contabil la Ocnă. „Așa cum i-ai cerut, îi scrise doamna Loer surorii sale, îți trimit în mare gravă 6 puieți de prun, așa cum avem în grădina de la Turnuleț. Cred că o să vă prinde foarte bine și la voi. Dar va trebui să-i spui soțului tău că, după părerea mea, ar trebui să-și tundă mai mult fomii fructiferi. Filip se simte mai bine de când s-a întors acasă. E un băiat bun, care aproape că nu iese nicăieri. Pasiunea lui e să facă seara cuvinte încrucișate. Dar, de câteva zile, îl tot văd în târcoale casei familiei Șefer, cei de la uzina de gaz, și cred că totul se va sfârși cu o căsătorie. Mai spune-i soțului tău că ieri s-a jucat aici piesa pe care am văzut-o împreună la Palais Royal. Dar nu mi-a plăcut așa mult ca la Paris." Megre se întorcea cu cismele lui de cauciuc în picioare și cu trei știuci în mână. „Dar nu o să le mâncăm," remarcă soția lui. „Evident." Răspunsul lui fusese atât de hazliu, încât ea ridică imediat capul ca să-l privească. Dar nu. Intra deja în șopron ca să-și lase unditele și să-și scoată cismele. „Dacă ar trebui să mâncăm tot ce omorâm..." Fraza îi venise de la sine în minte, în același timp cu o imagine ciudată. Cea a lui Cajou, palid la față și perplex în fața cadavrelor lui Pepito și Odia. Dar asta nu-l făcu nici măcar să zâmbească. „Ce supă ai făcut?" strigă el așezându-se pe o ladă. „De roșii." „Bună!" Și cismele căzură una după alta pe pământul bătătorit, în timp ce Megre ofta ușurat. La Richardier, Marsilie, Charente Maritime, noiembrie 1933. Sfârșit.